Ar numărul 261 din 15-a 7-a. Din cei 15 consilieri sunt prezenți toți, nu absentează nimeni, majoritatea fiind prezentă, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați. Deci, înainte să trecem la proiectele de ordine de zi, vreau încă o dată să vă rog, domnul consilier, să dăm dovadă de ceea ce trebuie să facem. Nu de ceea ce nu trebuie să facem. Dăm dovadă că oamenii care ne-au abonat, ne-au strâns aici și ne-au trimis aici, vor ceva de la noi. Nu vor atâta scandal, atâta panoramă și fiecare în tot felul și în toate părțile. Cetățenii vor altceva de la noi. Sper că, na, o să înțeleagă ce se întâmplă aici pe Consiliu, la timpul ăsta. Îmi pare rău că s-a trecut așa dintr-o dată la o forță de asta, de a intimida pe cei noi care au venit în Consiliu. Dar sper că sunt băieți destul de dezghețați și să înțeleagă că oamenii vor altceva de la ei și mesajul sunt prea direct din comună, nu din altă părere. Mulțumesc. Deci, după cum ați fost informați, da, avem pe ordine de zi 6 proiecte plus 1 diverse. Văd că comisiile au lucrat destul de bine. Deci, proiectul numărul 1. Proiect de vedere. Unul divers, am zis. Suplimentare de vedere. Da, da, am înțeles, șapte. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Proiect de hotărâre privind indicator tehnic economic pentru obiectivul de investiții, lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare în Radu Rosetti, Comuna Căiuț, județul Vaslui. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor de Consiliul de Administrație în Consiliul de Învățământ din Comuna Căiuț pentru anul școlar 2016-2017. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar Ungar Gabriel, ca reprezentant legal al Comunei Căiuț în cadrul adunării generale a Asociației Adip Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare a venitului și cheltuielilor a Comunei Căiuț pe anul 2016. Și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Căiuț. Și divers. Cel este pentru proiectul ordinii de zi, inclusiv cu suplimentarea. Înainte de a începe analiza materialului, vă consulta asupra conținutului procesului verbal de la ședința anterioară. Aveți observații? Da, eu am, pentru că am cerut ca la ședința de astăzi Serviciul Contabilitate să vină să prezinte o situație economico-financiară a Comunei. Pentru că, în calitate de fost primar, vreau și doresc ca să spulbe speculațiile care se fac, precum că primăria e în faliment, nu aveți bani de salarii și multe lucruri din astea. Și era bine că în prima ședință de lucru plecam de la un numitor comun, dar oricum, am zis că la diverse o să fac o prezentare așa din memorie. O știu, la tot ceea ce este lăsat și ce are în momentul de față la dispoziție Comuna Căiuț din punct de vedere financiar. Și ca să nu începem așa că domnul primar ne-a dat o replică. Domnul primar, n-am început ședințele, iar faptul că se discută poate cu un ton mai mare sau mai mic în diferite comisii, nu înseamnă că deja noi am venit și suntem împotriva la ceea ce doriți dumneavoastră, sau cetățenii trebuie să ia din Consiliu numai ce doriți dumneavoastră. Nu. Ședințele și discuțiile care se fac pe baza oricărui proiect de hotărâre și devin constructive, că de-aia suntem trimiși aici. Nu o trimiți numai PSD-ul aici comună, o trimiți și pe ceilalți. Și noi vrem să fie ceva constructiv și vrem să avem grijă ca nimeni dintre noi să nu greșească, ținând cont că sunt mulți consilieri noi. Deci nu că am început cu rău, nu. Este un punct de vedere a unor consilieri care este normal să fie așa, dacă este legal, este, nu este legal, nu este, dar nu poate nimeni să vină în speță dumneavoastră să spuneți cum în gură cuiva că am început cu stângul, cu dreptul și că nu-i bine sau ce nu este bine. Da, într-adevăr, o să vedeți că cetățenii vor să culeagă și o să fie receptivi la ceea ce înseamnă Consiliul Local și o să discearnă ce e bine și ce nu-i bine.
Dar asta nu înseamnă că dacă sunt discuții, gata, e cineva împotrivit. Nu, sunt constructive. Și fiecare consilier are dreptul să aibă părerea dânsului, bună sau rea, se analizează și atunci se vede dacă are dreptate. Nu cred că vă doriți un consiliu local cu o mașinărie de vot. Ridicăm mâna și plecăm acasă. Haideți. Domnul Dumnezeu, ce ați făcut până acum? 12 ani? Nu am uitat cu 8 ani. Ați schimbat așa dintr-o dată? 8 ani a stat lângă mine, n-am uitat. Cred că ați uitat, îți vă luați-o de aia. Corect, am uitat. De refacere în memorie. Păi văd că dumneavoastră vă consolidați ideea, vă urcați pe calul mat ce-o făcut. Ați dea Dumnezeu să stați. Hai, că nu vreau să facem polemică aici. Haideți, domnul ăsta, să mergem. Da. Bun, asta este o completare, dacă aveți observați, la ce am redactat noi. Da, eu am la ce am redactat. E bine? La procesul verbal de la ședința anterioară, s-a stipulat acolo ora de ședință după ora 15 și tot la 9. Da, este stipulat. Păi da. Verbal este regulă, cum tot l-am văzut, mai departe asta ceva. Da. Păi da, de asta se poate. Da, am consemnat corect ce ați spus, asta e era întrebarea. Am consemnat corect ce ați spus? Da. Bun. Că și când intră, că s-a plecat. Dar mă întrebați ceva ce nu pot să vă răspund. Deci da? În funcție. Și mă întrebați? Da. Da. Eu spun la aprobare. Cine este pentru procesul verbal? Procesul verbal. Da. O să dau citire primului proiect de hotărâre. Anume proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Căiuțe. Întrucât ieri comisiile pe specialitate s-au întrunit și au dezbătut acest regulament, cred, consider că nu mai este nevoie să prezint toate articolele din regulament, ci doar acelea unde am convenit pentru anumite amendamente, dacă sunteți de acord cu lucrul acesta. Eu pot să prezint toate cele 95 de articole, da? Ele au fost discutate în comisii, s-au adus amendamente și acum o să spun numai acolo unde s-au adus amendamente. La articolul 10, privind atribuțiunile secretarului Comunei Căiuți, s-au adus niște, deci atribuțiunile secretarului s-au adus niște amendamente, și anume două amendamente prin faptul că vom fi convocați conform articolului 39 din legea 215/2001, articol care spune la ședințele ordinare, consilierii vor fi convocați cu 5 zile înainte, iar la cele extraordinare cu 3 zile înainte, nu era cuprins acest lucru în regulamentul propus de executiv. Și de asemenea, tot la acest articol, un alt aliniat, odată cu notificarea convocării, se va pune la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. Și aici venim noi cu amendamentul, urmând ca fiecare consilier să le ridice de la consilierul juridic al Consiliului materiale respective înaintea ședințelor de comisii. Acestea sunt amendamentele pentru articolul 10. Supun la vot dacă sunteți de acord cu aceste două amendamente. Am citit tot și mergem pe total, nu? Nu. Nu, fiecare amendament la rândul său. Deci, dacă sunteți de acord cu amendamentul propus la articolul 10, cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate, acest amendament a fost aprobat. În continuare, la articolul 16, Consiliul Local al Comunei Căiuți organizează următoarele comisii de specialitate. Și sunt cele patru comisii. Comisia de validare, Comisia economică, Comisia juridică și de disciplină, Comisia învățământ, cultură și atât. Oare am venit pentru că articolul 90 din regulament
mai prevede o comisie, și anume, pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor legii 544/2001 și ale normelor metodologice, la nivelul Consiliului Local se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes public. Alinea 2. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes public va avea următoarele responsabilități. Primește și analizează reclamațiile persoanelor, efectuează cercetare administrativă, stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes public este întemeiată sau nu. În cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unor sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate. În cazul funcționarilor publici culpabil, Comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative, Comisia de disciplină a autorității, care va propune aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare potrivit legii. Redactează și trimite răspunsul solicitantului. Prin urmare, conform articolului 90, noi trebuie să avem această comisie. Din această cauză, la articolul 16 din regulament, am spus, vom avea în loc de 4 comisii, 5 comisii împreună cu aceasta. Consult Consiliul dacă sunteți de acord cu amendamentul propus. Cine este pentru? Cine face parte din comisia asta? O stabili. Vreau stabili. Numeric comisiei. Nu. Asta se vor mai putea face și alte comisii, dar asta este o comisie care durează. Da, se referă probabil la încălcările de codul muncii a personalului. Nu. La legea 544 privind accesul liber la informații și această comisie va vedea dacă funcționează ca lumea. Deci am întrebat cine este pentru, nu am văzut votanți. Cine este pentru, da. Pentru, am spus. Mulțumesc. Încă o dată, să rog, ca să poată fi... Nu! Sunteți obligați să votați o comisie care vine în sprijinul cetățenului dacă cere o informație și nu îi se dă de câte administrații, ca să poată cineva să verifice de ce nu îi se dă. Nu sunteți obligați să votați. Adică, haideți să fim clar. Comisia aceasta este propusă chiar de către executiv, prin articolul 90. Noi nu facem decât să corelăm treburile astea. Deci n-am venit cu ceva în plus față de ceea ce a propus executivul. Este propusă la articolul 90, dar trebuie să venim... Trebuie să menționați că această comisie este în folosă cetățeanului de rând, care cere o informație și poate din el motive nu îi se dă. Și există o comisie care să vină, să poată să reglementeze de ce s-a dat sau de ce nu îi se dă. Deci mai comisie... în primul rând este menționat la articolul 90. Haideți să încheiem. S-a votat? Nu. Păi este am întrebat cine este pentru. N-am mers mai departe cu celălalt întrebări. Da. Cine este împotrivă? Împotrivă, domnul... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 7. 7. Abțineri? Prin urmare, 8 pentru, 6 sau 7? 7 împotrivă. Amendamentul, de fapt nu este un amendament, pentru că am adus comisia de acolo, dar dacă îl văd drept amendament la articolul 16, 8 cu 7 a trecut și acest amendament. Da. La articolul 20, atribuțiunile principale ale comisiilor de specialitate analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului, se pronunță, aici spuneam mai, se pronunță asupra altor probleme, se pronunță și propune Consiliului Local alte probleme trimise de către Primăria Comunei Căiuțe. La articolul 23 a fost o discuție în cadrul Comisiei Economice cu privire la convocarea ședințelor comisiilor de specialitate se face în scris de către președinte cu 3 zile înainte.
și s-a propus în acea comisie renunțarea la cuvântul în scris. Eu, la comisia juridică, m-am întâlnit cu un aspect, din nu știu ce motive domnul consilier Gabăr Ionel a absentat de la ședința de comisie. Acum, s-ar putea ca în cazul când se iau măsuri din neprimire a retribuției pentru ședință, dânsul să spună, domnule, nu am fost convocat telefonic sau mai știu eu ce nu mi s-a spus. Din cauza asta eu consider ca să fim acoperiți, mă scuzați, zic să puneți acolo, că mai bine. Deci, să știe toată lumea, cu 5 zile ne convocă înainte pentru... Ordinare. Toată lumea să știe, vă m-a convocat pe 20, înseamnă că pe 22 e ședința de comisie. Asta e bucătăria comisiei. Da, știu. Da, asta-i spuneam, ca să știm. Și acolo, dacă le trimiteți, le trimiteți pe 25, ajung în 2 zile scris. Vom face în cadrul comisiei, vom face câte un proces verbal, că spune, domnule, în preziua ședinței, în preziua ședinței de Consiliu, vom avea ședință de comisie la ora de, fără să mai trimit eu plicuri cu adrese recomandate, nerecomandate sau mai știu eu cum. Deci, vom face comisie trebuie să aibă secretar, secretar tehnic care să facă asta. Buget pentru timbre și pentru și tocmai de asta am propus poate de aceste două înscris. Da. Deci fiecare comisie va decide, vă rog. Acolo, dacă nu în regulament, va fi convocat în orice modalitate legală, care e și telefonul și tot. Și toată lumea știe, l-am sunat, a răspuns bine și nu se mai poate lega de nimic. Poate fi convocat prin orice formă legală. Sub orice formă legală. Și acolo înseamnă și telefon, și fax, și mail, și scris, ce este. Și gata, și fiecare și-o asumă. Ce este mai acoperit? 23. Da. La articolul 29, pentru că spunea domnul consilier Sârbu, câte comisii, dacă diminuăm sau nu, Consiliul Local poate hotărâi organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare la propunerea consilierilor locali sau a primarului. Și aici, alineatul 2, componența nominală a acestor comisii, obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor, se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local. Comisia de analiză și verificare va prezenta Consiliul Local la termenul stabilit, raportul tocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul respectiv. Eu spuneam că voi solicita o comisie pentru verificarea pe teren a construcțiilor legal sau ilegal făcute și urmărirea ca acestea să fie cuprinse în impozitare. Voi susține pe doamna de la urbanism. Cred că fiecare în satele respective de unde provenim ar trebui să susținem și să vedem să intrăm în legalitate și cu aceste aspecte. Care e amendamentul? Nu este amendament. Am citit doar cu vor fi hotărâri. Hotărâri de Consiliu prin care vom crea. Da. La articolul 32, se prevede aici, în regulamentul propus, dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea în care acestea sunt înscrise. Noi am spus, nu numai a problemelor, dezbaterea proiectelor de hotărâri și a altor probleme. Deci trebuie să prindem în regulamentul care va deveni legea noastră aceste lucruri. Da. La articolul 47... Stați un pic. Da. Articolele din regulament care îmi susțin propunerea mea sunt 39 și 40. Da. Prezentați. Prezentați, domnule. Da? Da. Articolul 39. Deci este capitolul inițiative cetățenească. Da. Articolul 39, alineatul 1, cetățenii comunii de domiciliu pot propune Consiliul Local spre dezbatere și adoptare proiecte de hotărâri.
articolul 40, inițiatorii depun la Secretariatul Comunii forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afișat spre informare publică prin grija Secretarului Comunii. Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare pusă la dispoziție de Secretarul Comunii. Listele de susținători vor cuprinde numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor. Listele de susținători pot fi semnate numai de 5% dintre cetățenii cu drept de vot care au domiciliu pe raza Comunii. Da, deci să se introducă în regulament pe fiecare, cum se numește, secție de votare, circunscripție de votare, Pralea, Bridar, Săpeni, Voiștea, Eldiu, Vrânceni, Căiuți, Mărcești, cât reprezintă 5% din masa de alegători din aceste, da, pe bază. Dacă îi spune alegătorii din comun, înseamnă că 5% din total masa de alegători din comun. Da, da, aici trebuie. Domnul Sârbu, dacă... Da, asta e dată prin lege, Ramona, nu? Dacă îmi permiteți... Deci dacă spune la 4.400... Trebuie 220 și ceva. Dacă îmi permiteți... Dar 200 de legături nu sunt la Mărcești. Nu, domnule, pe comună. Pe comună trebuie să aduc. Contează. Proiectul vizează toată comună, nu vizează la anumită... Dacă îmi permiteți, vă rog, pentru că am studiat și eu treaba aceasta. Dacă v-ați legat de articolul 40, aici este o greșeală prin faptul că spune pot fi semnate numai de 5%. Nu! De minim 5%. Asta este legea. De minim 5%. Și, dar eu vă spun așa, eu coleam treaba aceasta pentru că este mult mai ușor ca cetățenii dintr-un anumit sat sau de unde ar fi, dacă vor să introducă un proiect de hotărâre, trebuie să ia legătura cu consilierul și consilierul nu mai este nevoit să facă acea listă de susținători și... Deci, simplificăm treburile. Cum sunt 5 consilieri? Domnule, dar sunt sate care nu au consilieri. Păi tocmai asta va trebui să facem, să împărțim consilierii pe zone conform articolului 50 din legea 393, să răspundă fiecare, pentru că noi trebuie să facem întâlniri cu cetățenii și trebuie să facem niște rapoarte de activitate. Ori dacă eu răspund de toată comuna, e ca și cum n-aș răspunde de nimic, pentru că e exact ca și copilul cu multe moașe rămâne cu buricul netăiat. Treaba tuturor e treaba nimănui. Păi tocmai. Și din cauza asta trebuie să împărțim... Domnul președinte, de sate nu avem consilieri, putem delega. Păi asta am spus, delegăm pe Vrâncen și pe Mărcești. Poate fi reprezentată oamenilor. Da, da, nu, dar sunt 3-4 localitate, e ceva. Nu, profesor, nu, desemnate atât. Devine de la subiect. Discutăm amendamentul, aia a aici, amendamentul, da. Acolo este corect să înlocuim numai cu minim și atât. Minim, minim, da. Mergem mai departe la articolul 47. Dezbaterile proiectelor de hotărâri și a propunilor sunt generale și pe articole. Alineatul 3. Președintele de ședință poate supune la vot spre aprobare. Nu poate. Supune la vot spre aprobare sistarea discuțiilor după încheierea dezbaterii. Corect. Da. Mergem mai departe. Cu privire la articolul 48, votul consilierilor este personal și poate fi deschis sau secret. Deschis prin ridicare de mână sau prin apel nominal. Acum, acolo, sau la indicația șefului partid. Poftiți? Mai fiți să cunoscă ridicația șefului. Lăsați. Domnule, e felul acesta. Eu vroiam ca astăzi să propun... Să dăm numai la PMP. Vroiam ca astăzi să propun Consiliului... Doamnă primar, lăsați-mă așa... Aplicarea... Vă rog, domnul consilier, vă rog să păstrăm ordinea ca să putem desfășura lucrări din bună condiții. Vreau să propun votarea astăzi prin apel nominal, însă am fost luat prin prea multe probleme și n-am avut timp să facem acele tabele nominale cu consilierii. Având 6 sau 7 proiecte de hotărâri, trebuie 7 tabele nominale cu consilierii în ordine alfabetică și cum se procedează. Votarea prin apel nominal se face în modul următor. Președintele exprimă obiectul votării și sensul cuvintelor
pentru și contra, secretarul comunei dă citire numelui și prenumelui consilierului. Fiecare consilier răspunde pentru sau contra, nu spune aici, dar spunem noi în continuare, sau abținere, mă abțin, și semnez în dreptul unde eu sunt trecut sau respectivul consilier este trecut în tabelul acela pentru votarea. Haideți, mergem pe votare simplu că... Mergem, astăzi mergem pe votare prin ridicare de mâini, iar după aceea, da, după aceea vom merge și în felul acesta. Păi, domnul, este amendament sau nu e ceva? Nu. Deci, aici, atâta era cu abținerea. Că nu mai era... Cu abținerea și cu dreptul votului consemnat în care da. Vor convocat-o de secretar. În dreptul... Nu un convocator, nu un convocator. Trebuie făcut acel separat cu convocatorul, îți atestă prezența la ședință sau... Deci trebuie să spuneți. Aici, aici, ca și amendament, întocmirea de tabele, un astfel de mod de abordat părerea mea este că poate fi făcut expres la lucruri foarte importante. Ca fiecare cetățean să vadă opinia omului, să zică da, consilierul putare votează da sau nu. Vă rog, supun la vot amendamentul ca la acest articol să continuăm. Se vor întocmi tabele pentru fiecare proiect de hotărâre care se va supune la vot prin vot. Acest apel nominal. Apel nominal, da, da. Pentru împotrivă și abținere. Și respectivul consilier semnează în dreptul său. Da. Mergem mai... Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Deci și amendamentul acesta a trecut. La articolul 57 alineat 2. Aici spunea se interzice utilizarea telefonului mobile în timpul desfășurării lucrării Consiliului. Am venit cu amendamentul, se interzice convorbirea la telefoanele mobile, pentru că... Cineva vrea să înregistreze pe telefonul său și îl folosește după aceea, dar se interzice convorbirea. Susțin, deci supun la vot acest amendament cu se interzice utilizarea, tăiat și spunem numai convorbirea. Cine este de acord cu amendamentul propus? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, în unanimitate și acest amendament a fost trecut. Se interzice participarea cu arme de foc arme la Consiliul de Zi. Da. Mergem mai departe. Mergem mai departe. S-au mai făcut niște amendamente introducându-se noi articole în regulamentul de organizare și funcționare. Astfel, și în cadrul ședinței Comisiei Economice și apoi și la Comisia Juridică, am căzut de acord ca să cuprindem articolul 91. Ședințele Consiliului Local vor fi mediatizate și în cadrul Comisiei Juridice s-a pus problema obligatoriu filmate. La Comisia Economică nu era cuvântul obligatoriu, spunea sau filmate. Așa, sub orice formă legală. Acum, supun la vot, sunt două amendamente, după cum vedeți. La juridică, Consiliul Local vor fi, deci lucrările vor fi mediatizate și obligatoriu filmate, iar dincolo, mediatizate sau filmate. Trebuie să vedem care din aceste două amendamente este aprobat, pentru că dacă unul din ele este aprobat, celălalt nu se mai supune la vot. Îl supunem la vot pe cel... Mai ai timp cu altul meu astăzi, domnul profesor, ca să nu mai... Îl puneți la vot pe da. Domnul profesor, poți spune și ceva aici? Poate. Există un contract cu firma de care face filmări. Dar poate să expire asta, la un moment dat. Expire la data stabilită, nu poate să expire. Nimic, ca un donator de credit, îți spune că nu mai aveți finanțare și renunțați la filmare. Și atunci noi am luat o măsură
legală prin care să fim sigur că este... Cum să ieși dintr-un contract pe care l-ați semnat? Semnat. Nu are importanță ce am semnat sau n-am semnat. Vreau să vă spun, nu trebuie să deranjeze anumite forme legale în regulament. Și este al nostru, nu al dumneavoastră. Da, dar nu mă deranjează. Atunci, deci nu mă deranjează, pentru să respectăm un contract. E obligat, da, vreau să punem în contract, că auzi dacă va fi obligat. Nu mă face să cred că sunteți total nepregătiți. Domnule, un contract este pe o rată limitată. Domnule, dacă îmi permiteți, haideți să nu transformăm în dialog ședința noastră. E o precizare. Da. Deci contractul este pe o perioadă determinată. Expiră peste o săptămână, o lună, două, trei, un an. Noi vorbim de regulamentul pe 4 ani. Da, nu știu. Deci era o oră. Funcționarea Consiliului Local. Să-i stipulăm în regulament. Asta era ideea. Asta e ideea. Da. Nu vorbim de contractul... Dau cuvântul și domnului Matei, pentru că știți, avem probleme de regulament, să pot da oricând cuvântul. Același lucru care l-am spus domnul Roșcan, vreau să spun și eu, dar și faptul că nu este obligatoriu să fie filmată ședința de o televiziune. Poate să fie filmată de cu totul altcineva, da, o simplă cameră undeva. Important este să fie filmată, să avem dovadă, ce s-a discutat, ce s-a votat, nu se interpreteze altfel. Este jos acolo la birou. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, făcând parte din Consiliul Vechi. Domnul consilier, lăsați-mă să termin eu și mai vorbim dumneavoastră. Domnul profesor, scriți-vă la cuvânt. Da. Deci asta pe de-o parte. Pe de altă parte, făcând parte în vechiul Consiliu și în cealaltă Consilii, am văzut o schimbare totală a seriozității din momentul în care se filmează. Deci este altceva când se filmează. Fiecare își asumă responsabilitatea. Deci știi ce vorbește, ce votează, e cu totul altceva. De asta cred că ar fi obligatoriu ca fiecare ședință să fie filmată. Așa cum este obligatoriu la fiecare ședință să încheie un proces verbal de ședință, același lucru se facă și cu filmarea. Deci obligatoriu filmare și cu CD. Nu contează cine filmează, facem contract cu altcineva, cu o persoană fizică care are o cameră de filmare. Da, să am cerut, Martin, mulțumesc pentru opinia noastră. Atunci supun la vot amendamentul Comisiei Juridice, și anume ședințele Consiliului Local vor fi mediatizate și obligatoriu filmate. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc! Toți. Împotrivă. Abțineri. Pe domnul Matei nu am vorbit mult. Da. Mă scuzați. Prin urmare, amendamentul a fost aprobat în unanimitate. Articolul 91. Articolul 92. Consiliul Local poate dispune cu votul majorității simple formarea unei comisii abilitate în verificarea modului în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului Local de către executiv. Deci, dacă îmi dați voie să vin cu completare, domnul Tomate, un pic, că este, sunt amendamente care le-am propus. Într-adevăr, am avut o discuție cu doamna secretar, dând și vin cu un raport, să vină un raport anual sau de câte ori este nevoie, prin care s-a dus la îndeplinire, modul prin care s-au dus la îndeplinire proiectele de hotărâri aprobate. Eu, prin această comisie, doresc cumva să întăresc și puterea Consiliului Local, în sensul că acea comisie poate să verifice în profunzime modul în care a fost dus la îndeplinire proiectul de hotărâre, modul în care a fost dus la îndeplinire. Deci aici este tot. Care poate să duce? Dai un proiect de hotărâre pe buget, pe o finanțare. Deci o comisie abilitată poate să ducă să verifice și să apară abată modul de ducere la îndeplinire acestui proiect de hotărâre. Dacă îmi permiteți acum, da, mi s-a atras atenția de către doamna secretară și, de fapt, sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Articolul 29, din regulament, a devenit în cadrul nostru 92, prin inversare, da, la matematică se mai folosește, din cauza aceasta. Pentru că dacă citim 29, într-adevăr, uitați, 29 ne spune, Consiliul Local poate hotărâi organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare la propunerea consilierilor locali sau a primarului. Da. Și deci este exact articolul nostru, da, 92. Da? Este greșeala noastră de ieri, da, și atunci cade articolul 92 pentru că este 29, inversul, da, său. Deci acesta nu mai supun la vot, pentru că este aprobat 29. Da. Articolul 93, care acum devine 92, obligativitatea reprezentării Consiliului Local prin
un consilier în comisiile de recepție, conform hotărârii 294 din 1994, articolul 7 din... Am eu notat acolo articolul 7, în a mea aici scrie unde este... Aici, pe casă. Articolul 7 din hotărârea 273 din 14.6.94, obligativitatea reprezentării Consiliului Local printr-un consilier în comisiile de recepție a lucrărilor executate de către UAT în calitate de membru al comisiei, cu drepturi depline. Deci asta ne permite hotărârea 273 per 14.6.94. Și atunci am cumplit-o și noi în regulamentul nostru de organizare. Dincolo, la comisiile de examinare, în calitate de invitați, doamna secretar spune că nu ne depășim atribuțiunile. În calitate de invitat? Păi nu, că membru nu poți fi. Păi nu membru, în calitate de invitat? Nu, este misiunea Consiliului Local în atribuțiile de servicii ale funcționarilor sau a contractualilor. Deci puteți cere rapoarte oricând. Comisilor. Domnului primar să prezinte comisiile de examinare, raport de activitate. Da. Orice, informări, orice. Prin urmare, rămâne acest amendament, obligativitatea reprezentării Consiliului Local, printr-un consilier în comisiile de recepție a lucrărilor executate de UAT. Supun la vot amendamentul acesta. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. În realitate și acest amendament a fost aprobat. Articolul 93. Lunar, viceprimarul va prezenta un raport de activitate către Consiliul Local în calitatea sa de consilier, cu drepturi depline, dar fără dreptul de indemnizație. Lunar. Așa a hotărât în... Păi cum mai faci treaba? Trebuie să dacă luna... Stai numai și scris, faci rapoarte, dar trebuie să... Demestrie. Deci... Până acum era anual. Nu, raportul anual se referă la cu totul altceva și comisiile de specialitate trebuie să facă... N-am nimic în plătire, dar zic lunarii... Aici s-a spus lunar. Sunt păreri din rândul dumneavoastră care spune... Cine a spus trebuie să ia în partea asta? Domnul Mărcuț, trebuie să iau. Supunem la vot, în ordinea în care au fost făcute, prima dată lunar și apoi trimestrial. Să vedem care din astea două amendamente va fi aprobat. Dintr-o dată? Să supun... Da. Noi, asta e venit după. Trebuie să ai lăsat de activită, nu mă fac rapoarte. Supunem la vot, totuși, amendamentul cu cuvântul lunar. Cine este pentru? Amendamentul a căzut. Supunem la vot amendamentul trimestrial. Viceprimarul va prezenta un raport de activitate către Consiliul Local. Cine este pentru? Categoria ce există? Vor altă amendament. 3. 3. Deci cine este pentru? Încă o dată la amendamentul cu trimestrial. 3 pentru. Prin urmare, abținere, nimic. Amendamentul a picat. Nici lunar și nici trimestrial. Cade articolul. Și în felul acesta... Păi, chiar dacă... Am spus, da. Chiar dacă sunt abțineri, abținerile sunt contabilizate la împotrivă. Și deci dacă abținerile sunt la împotrivă. Fie că sunt împotrivă, fie... Dar eu l-am văzut și abțineri. Da. Are dreptate. Abține, nu împotrivă motiv. De ce? A undeva trebuie să te regăsească. Medeana, nu? Da. Să regăsești cum a fost până acum, nu la un an. Raportul pentru la un an. Nu, cel mai bine la 7 ani. Noi am notat acolo 4 la primul amendament cu lunar, 3 la al doilea. Nu,
dar cel mai bun amendament e raportul dat la 4 ani. Și trebuie să știm noi ce face primarul. Sau la 6 ani. Dar nu era vorba de primar. Trebuie la 4 ani. După dezgropane, la 7. După dezgropane, la 7 ani. Da. Mergem mai departe. În felul acesta, articolul 91 din regulamentul propus de către executiv devine articolul 93, nu 95, 93, încălcarea de către consilier a obligațiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere și sancționează potrivit prevederilor legii statutului aleșilor local. Semnează primarul Rândaru, avizează secretarul comunei, întocmește profesor Pavel, aprobă consiliul local. Prin urmare, fiind votat pe articole, consider că supunem în totalitate așa regulamentul. Ai întrebat, dar mai sunt discuții. Aveți o părere. Da. Deci aș vrea ca și consilier să ne rezervăm dreptul să avem puterea să decidem la ce oră ne organizăm ședințe de consiliu. Domnule, dar eu am trebuit de zi asta. Nu, regulament. Dacă nu facem regulament. Dar normal, dar dacă nu e regulament chestia asta, după aia spune pe ce pas faceți asta. E legal sau nu e legal? Întreabă. Poate greșesc. Deci ne rezervăm dreptul ca de regulă să avem puterea să stabilim ora. Pe convocare o face, depinde dacă dumneavoastră... Domnul Șcadă, trebuie majoritatea. Dacă majoritatea vrea la ora 3, facem la ora 3. N-a făcut. Dacă să... Pe primul vot, domnule, am spus că vreau. Am spus să putem vrea la vot. Propunii la vot, domnule, dar nu am spus. Să vedem dacă s-a spus. Puteți primul. Eu aveam aici un legea. Hai de frate, dacă este undeva. Legea 215 este atributul primarului să convoace consiliul ședinței ordinare. Este obligatoriu să vă convoace într-o ședință ordinară luna. Dar nu sunt la ora 9. Da. Păi, dar decide dânsul. Dar noi prevede regulamentul. Dacă este legal, stabilește regulamentul. Dar decide dânsul. Nu ora. Nu. Decide de cum face, nu decide ora. E diferență între a decide ziua și ora. Da. Noi dorim cu ora. Majoritatea se va spune. Asta nu. Deci, de că un acord. Că de regulă să țină în afara programului. Nu, după amiază, nu? Nu, nu la programul. Spune consilierii care... Spre sfârșitul programului. Sunt salariați și ședință, participă la ședințe în timpul programului. Ei sunt învoiți. Sunt învoiți de drept, prin convocare. Dar sunt două zile consecutive, domnule secretar. Sunt două zile consecutive care pierdem efectiv. O zi la comisie, o zi la ședința de consiliu. Ori putem face așa fel. Poftiți? Păi suntem, dar unitatea pe care o reprezentăm nu ne poate îndădui chestia asta. Dar la comisie nu vă convoacă nimeni la ora 9. Ori asta, nu știu, el a fost convocat la ora 9. La comisie tot altceva. Deci de regulă spre sfârșitul programului. Asta am spus. Nu stabilim noi ora. De regulă, făcând excepții anumite chestii extraordinare. Spune deci, clar, regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Local. Pe în momentul când suntem convocați și noi participăm la o ședință, înseamnă că funcționăm. Dacă mâine dânsii din administrativ vor la ora 12 noaptea sa Consiliul, eu vin la ora 12. Uitați! Deci, dacă îmi permiteți. Da, dar anumite cazuri. Dar în rest, venim la ora 9, că ce? Dar nu vreau să spunem că e ora 9. Dacă îmi permiteți. Articolul 37, domnul consilier. Domnul Roșcan, dacă îmi permiteți. Articolul 37 din 393, statutul aleșilor locali, spune așa. Consilierii și delegatul sătesc, care participă la ședințe de consiliu organizate în mod excepțional, în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat poftiți. Aia știm, asta e vorba de aici. În felul acesta, aici, într-adevăr, spune, organizat în mod excepțional în timpul programului. Și am zis, nu facem excepții. Adică, sau facem excepții. Da. Propuneți-o oră. Doamna jurist, doamna secretară, împreună cu domnul primar, se emită niște adrese către unitățile care au consilieri
Sunt în lege. Prin care îi anunță că vreau câștigat și sunt consilier și, conform articolului aia, să le înlesnească participarea la... Doamne, dar nu facem alătații care n-au... sau pensionari, că n-au nicio... Noi care suntem dependenți de serviciu, avem... Domnul președinte, ședința întâlnează sau e așa? Executivul a luat act și de articolul 37 din 393 și sperăm că se va ține seama cât de cât în acest sens. Fără ce fel de vorbă, vă rog să spuneți la vot, vă rog să spuneți la vot. Vă rog să spuneți la vot, ședințe ordinare când se întâlnesc după amiază. Să ne convine și nouă și dumneavoastră ca executivul. Dar mai spun și eu ceva. Mai sunt delegații. Domnul Vici poate pleacă pe undeva la o delegație. Eu la fel. Nu putem să... Facem o regulă. Deci, de regulă. Dacă în ziua de eu schimbam la o ședință la prefectul sau la consiliul județean, nu pot să... Trebuie să fac cumva ședința, să vă pun la oră respectivă. Da, dar dumneavoastră ați convocat cu 5 zile înainte și știți că în ziua de la ora 3 s-ar putea să fiți acolo. Că așa se poate să se apară... De la s-ar putea și la până obligatorie, nu leacă diferență. Asta e problema. Primarul este obligat să facă, deci, și poate participa la ședință. Deci nu este obligatoriu prezent. Deci dacă sunteți, mi s-a întâmplat și mie, eram la Bacău, s-a ținut ședința fără mine, nu-i problemă, și fără dumneavoastră. Deci pot apărea un opinion, te cheamă dimineață și nu poți să vii la 3, asta nu înseamnă că... Domnul președinte, vă rog cum să puneți la vot propunerea pentru programul de ședință ordinare să fie banat. Domnilor, vă convine între 14 și 16? O oră. Puneți o oră, nu între de și de. Știm ora de și gata care convine. 15:30 vă convine? Da. Da. Păi spuneți-o la vot. Da. Deci... 16, cel mai bine pentru mine. Supunem la vot ora 15:30. Bun, dar poate mai sunt și alții care care pot ori 16. Supunem la vot. Dacă trebuie... Prima dată? Nu, dar... Hai să propunem două... Facem două propuneri și mai spunem la vot. Nu, facem propuneri. La ora 3. Da. Te faci propunere și poți spune. Să nu mai tărăgărăm așa și să era piedile trei băieți. Unde acum avem să duc unii oameni? Hai să tragem de timp. Haideți să... Domnul Hadărat, la ora 3, mai sunt? 15, 15:30 și 16 vrea cineva. Supunem la vot. Eu aș spune să supun la vot ora... medie, între 15 și 16. 15:30. Cine este de acord cu ora 15:30? Cine este pentru? Păi da, ziceți. 7. Deci 14 pentru? 14. Nu se mai spune. N-a votat că vine propunerea 16. De 16. Da. Nu se mai spune. Nu se mai spune. Nu se mai spune, pentru că a rămas 15:30. Hai departe. Pe cât posibil... Pe cât posibil să respectăm această oră. Atunci când, într-adevăr, sunt probleme urgente, vom fi convocați la orele... La ședințe... Deci astea sunt ședințe ordinare. La 15:30. Dacă sunt extraordinare, s-ar putea să fie și la ora 8 dimineața. Dar alea putem de ziua. Să pună în întregime... Da. Domnilor consilieri, s-au încheiat discuțiile pe baza regulamentului de organizare și funcționare. În acest sens, supun la vot în integralitatea sa regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Căiuț. Cine este pentru? Cu amendamentele care au fost aprobate pe articol. 15 pentru. Împotrivă? Abținere? Deci, regulamentul a fost aprobat în unanimitate. Trecem mai rapid acum la celelalte proiecte de hotărâre. Da? Putem? Dați citire, haideți că domnul președinte, da. Oamenii din sală sunt care să citesc. Ar fi bine să luăm discuții diverse, să terminăm cu dânsii și după aia să mai durează. Deci, vom inversa. Dacă sunteți de acord să inversăm ordinea, să discutăm puncturi diverse și apoi să mergem pe celelalte proiecte de hotărâri. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Da. La puncturi diverse. Nu, haideți să luăm cuvântul la invitație. Da.
Deci, dintre domnii invitați. Ce probleme doriți să ridicați? Vă rog. După cum văd, o parte din invitați sunt cei din sectorul de aici, de unde cartierul Rotundu, cam cunosc problema pe care vor să o ridice. Am ridicat-o și eu în discuție cu domnul primar. Cred eu că se vor referi la problema canalului. Mi s-a promis că se va începe, trebuia să începem de fapt de o săptămână lucrările la canal, începând de la drumul Hârtiului spre șoseaua națională. Nu s-au început lucrările. Am înțeles și vedem că trecem la celălalt proiect de hotărâre prin care aprobăm niște bani pentru cumpărare de lopeți, roabe și așa mai departe, pentru cei de la 4-16 să putem să ne apucăm de lucrări cu dumnealor. Am înțeles că doamna Iurcă pe 2 pleacă în Italia și ar fi bine să ajungem să lucrăm atât timp cât încă dumneavoastră este aici și ne permită să trecem, să punem material acolo pe domeniul dumneavoastră, pentru că altminte nu mai avem cum să intrăm. Cred că la aceasta, la problema aceasta vă referiți și din cauza asta ați venit aici. Dacă aveți și alte probleme, vă rog acum să le ridicați. Cine dorește să discute? Dar cea mai important, acum e canalul. Poftiți? Canalul e problema cea mai importantă, că noi tot ne chinuim cu el de atâția ani. Nu cunosc de ce-i vorbați, când vorbim de vreau, ci canalul ăsta. Este construit, este fundat, trebuie construit. Asta vrem să aflăm și noi. Ce se întâmplă cu canalul ăsta? E proprietate privată sau e proprietatea comunii? Care trebuie să facă ceva. Noi de ani de zile stăm în mână. Și nu se face nimic. De 16 ani, toate WC-urile, toate fosele vin în fața casei mele. Nu se face nimic. A venit poliția, a venit primăria, tot felul de comisie, tot. Nu s-a făcut nimic. Eu nu vreau să mi se facă gard. Eu nu vreau să mi se facă nimica. Eu vreau să se facă canalul. Nu vreau de 4 metri, nu vreau de 10 metri. Un metru să fie pe metru. Dar să curgă apa. Fiecare proprietar, fiecare stă cu el așa și nu se face nimic. Când plouă, toată lumea se ceartă și se aruncă cu vorbi grele. Ne-am săturat de promisiuni, ne-am săturat de vorbi și de bârfă. Vrem fapte, ceva să se facă. Ne-a chemat din Italia, veniți că se face canalul. Ce să face? Italia nu-i la Bacău ca să pot să vin, am și eu familie. Am zis, domnule, cât să acasă, să vină, dau drumul, iau plasă, să face. Dar eu nu pot să investesc nici în casă, pentru că acum când a fost nenorocirea care a fost, mai avea un pic și intra în casă. Mi s-a dărâmat în spate cămara. Dar vă invităm să veniți când vreți, oricând să vedeți la fața lor. Problema și noi prezidii, să știți și noi, dar poate nu prezidii ca lor, nu știți. Domnul Zorlan. Păi da, dar veniți la fața locului ca să știți ce. La fața locului vorbea. Dar trebuie să puniți problema și ce-i acolo, ca să veniți. Acolo este canal de 60 de ani. Nu-i de azi, nu-i de ieri, nu-i de mâine. Socrul meu când a cumpărat casa, acolo era canal. Acum nu mai este canal, că nici șansă nu poate fi lumea. Deci la momentul ăsta, canalul este cumva în aer. Nu există măsurătoare pentru canalul. Nu este în domeniul public. Deci am pregătit până la sfârșitul lunii august un cadastrist să vină să facă măsurătorile pentru acest canal ca să putem să lucrăm pe el. La momentul ăsta nu-l putem decolmata decât cu oamenii de la 46. În momentul ăsta. Nu putem face investiții pe el. Domnul deci investiții se poate face mai. Să curgă apa aia. Deci, ce spunea domnul Hadara? Eu la primărie n-am avut lopeți, n-am avut mături, n-am avut narcoape, n-am avut roabe. Am prins la o rectificare de buget. Nu știu, domnul Vigea, astăzi sau mâine? Când vin? Au venit, trebuie să iau... Așa, au venit toate instrumentele.
Până luni organizăm, le punem cos, le inscripționăm, scrim pe ele primăria Crăiești, ca să nu ajungă pe la toată lumea sau pe cum să... Și de luni o să vedeți că vin oameni la 46 să apuce de canal prin dreptul de la CFR de acolo. Păi, dar acolo cea mai mare problemă. Când ținem distanța noastră, noi curățim. De luni am văzut două prima sau am un pictor sau în 2050? Nu, deci luni am zis. Astăzi ne-a ajuns instrumente. Nu am o lună de zile de când sunt la primărie. Vă înțeleg. Deci nu am o lună, am trei săptămâni. Trebuie să înțelegi noastră. Deci vă înțelegem perfect. Dar primul lucru care este cel mai important, să-l trecem în domeniul public. Dacă se poate, trece. Deci vine și o să facă măsurătorile până la sfârșitul lunii august. Și o să clarifici. Și care este starea juridică acestui canal? S-a făcut tubul ăla, ți s-a pus tubul ăla sub șoseaua națională. Odată ce s-a lăsat locul ăla să vină acolo, a fost canal, nu putem să spunem că nu e canal, că atunci nu mai punea tubul ăla. Aveți perfect dreptate. Și zic, domnule, dar... Dar legal, acum nu avem nimic negru pe alb, de care să ne legăm. Nu-i nimic, am așteptat, mai așteptăm. Și unul și două, nu-i nicio problemă, important e să se facă. Eu când am venit în 1973 aici, pe valea asta, era canalul ăla liber, doamne, așa ți-ar Africa aproape să mergi cu el. Cine mă desfăcuvești? S-a dărâmat peretele la cămară. Nu se face nimica. Plus că în spate acolo, toți oamenii din cartier, că nu știu cine, vin cu saci cu bidoane, aruncă în gura canalului, iar când vine apa, m-am dus de multe ori cu vecinul, cu neamitică, cu toți și am scos saci de bidoane. Trebuie făcut ceva și în sensul ăsta. Să se închidă acolo, să se pună pentru amenzi. Să fie poliția comunitară care să urmărească, că doar pentru asta plătim impozite și toate alea. Nu se face nimica. Am curățat de două ori acolo, acum e curat la gura canalului. Doamne ajută să nu mai vii ploaie, să mai ieși păr. Trebuie urmărim, prevenim treaba, nu se face curățenie. De mult ce să prevenim pe cât să... Să aruncă pe aia cu fiecare. Acum acolo putem face mult din comună. Da, domnul. De acolo nu știu. Deci fiecare comună, fiecare canalul, fiecare nu trebuie să-l fac. Acum nu e problemă, la momentul ăsta o facem noi, venim cu cei care face și ai face. Dar după aia trebuie întreținut. Fiecare drept de proprietăți, uite, să-și facă canalul. Domnul primar. Și dacă vedeți că pune unul cu noi acolo, veniți doamne, ei s-a pus cu noi acolo. Dar nu se pune poliția comunitar să păsească cu anumit sau în fiecare dreptul își curăță, da? Noi l-am curățat. Dar domnul Ionel Durlan niciodată n-a fost obligat să meargă. De la noi, în spate, are Durlan Ionel. Niciodată omul ăla n-a fost obligat să curățe canalul. De ce? De ce oare? Să vă dau eu un răspuns acum de ce. Probabil nu a fost înștiințat sau nu a fost înștiințat. Sau o să-l chemăm aici să-i punem în vedere. La momentul ăsta venim noi și facem, dar după aia trebuie întreținut. Noi din cauza lui am suportat toți. Domnul primar, eu mi-am propus inițial să nu intervin pentru că sunteți persoane care colaborând relația mea cu sora mea, dumneavoastră să spuneți că eu sunt părtinic, iar actele și documentele au dovedit că nu este așa. Acolo este o greșeală de mulți ani. Nu trebuie să vă spărați cu mine ce o să vă spun acum. Greșeala a plecat din momentul împărțirii și vânzării moșiei Ghiurcă. Deci când s-a vândut, toți vecinii care au fost puși acolo, au fost puși vecini. Neagul Dumitru cu domnul de acolo și au ajuns din prieten să bată, Ghiurcă cu neagul, dânsul cu alălalt. Deci a dispărut noțiunea de proprietate publică a șanțului. Pentru că în anul 92, când s-au făcut măsurătorile care le-am găsit și eu am o copie de la veșnă, asta se specifica clar. Dar atunci a fost o eroare a vechii conduce, unde s-a specificat, se va lăsa șanț 4 metri între Ghiurcă și Neagu. Spune clar, nu că 4 metri, că dacă un pot să face așa, că am adus specialiști de la drumurile naționale, de la ISU, toți n-au dat dreptate nimeni, pe ce să bate capra să susține. Dacă cum e telefonul, este canalul așa, să pot șanțul, și are tuleile, niciodată nu vine canalul și pleacă de la tulei încolo, este drept. Pe tulei, canalul se duce drept și așa era întotdeauna. Ne cramponăm de situație pentru că și domnii de acolo, că scrie clar că trebuiau să lese 2 metri din proprietate. Și eu vă demonstrez cu măsurătorile care sunt la fiecare, lăsați și neagul cât o lăsat, acum 1,5 metri s-a putea lăsat și treaba era rezolvată. Una, a doua. Ne fiind în, acum dumneavoastră, puteți faceți 1000 de măsurători. Dacă unul dintre dânsii este încăpățânat, când faceți cadastru, nu vă dă voie să faceți cadastru pe proprietate, pe actele care sunt, nu faceți. Trebuie să găsească un consens local, acolo în zonă, să vină cadastru, să spună fiecare cedează din proprietate 2 metri, 3 metri, cât să
stabilește acel șant, trece-l în domeniul public sau privat și faceți investiții sănătoase pe el. Pentru că, cum a spus domnul primar corect, pe lege, fiecare, pe dreptul proprietății, prin lege îți spune că dar trebuie să vă întrețineți. Mă lăsați să vorbesc. Dar de ce trebuie să cedăm noi dacă dăm amnestia acolo? S-o depus la dosar contractului cu doamna Iar, te întrebați pe soțul dumneavoastră și pe soțul dumneavoastră și pe cumva dumneavoastră că n-ați vândut, de ce ați făcut acte greșite. Lăsați să aia mai de cineva din altă dată, dar actul de cumpărare al soțului de acum 60 de ani, care v-am făcut foarte copii și spune că e canal? Ce dumneavoastră acolo? De ce au acte de proprietate domnii pe suprafețele alea? Stejarul și Zarcâmul, merge canalul după stejar sau merge canalul? Păi, dar sunteți serioși, canalul nu numai pe proprietatea unuia, că o să spuneți că țin cu sora mea, nu? Nu, 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 dar dumneavoastră fiți legat, dumneavoastră ați greșit, vă arăt o schiță când v-ați păstrat că aveți 20 de metri dumneavoastră, iar în față ați vândut 23,43. Că există o schiță care ați făcut la momentul respectiv. Unde sunt 3,43 de metri? Vă șelați în mare, sunteți prost informat. Nu sunt prost, eu vorbesc de documente. Acolo sunt copaci care și un chior, dacă sunt un epidem, vede hartă. Vede hartă așa, pleacă apa 2 metri pe el. Și acum, de ce-i pus tubul așa? De ce mai pus tubul? Dar cine a pus tubul? La strată. Cine a pus tubul? Tanti Maria mi-a zis că l-a pus. De ce l-a pus așa și nu l-a pus așa dacă era canalul pe la noi, prin centru? Nu era prin centru canalul, nu era prin casă. Păi era canalul acolo în mine. Dacă mergeți și mie. Suntem serioși. Mergeți pe realitate. Există apă de vândare cu parale de la Iurcă, de la Hârcu, în care scrie 5.012 metri pătrați. Vreau să vă doare pământul lui Iurcă, și dacă e mai mult, și dacă e mai mult, ce acasă, dacă nu mai mai mult, dacă nu putem rămâne. Asta trebuie să facă de la cel domnul urmă. Iurcă și atunci dați seama că canalul la mine e la doamna Iurcă sau la... Dacă îl găsești și nu poți spui ce dă noi de la urmă. Asta e cea mai simplu. Ce vă luați cu hărți, cu nu știu ce, cum o să vă spuneți. Eu v-am găsit, urați și faceți un consens local. Gata, ați spuneți din grașa, v-am venit dumneavoastră. Să luați spuneți cu hărți, așa, gata, e la poveste, gata. Ce-ai spus nu? Așa. Asta să vă gândesc, dumneavoastră, v-am venit dumneavoastră. Da, am făcut eu acum. Așa, nu, am făcut eu. Cunosc și eu problema, dacă îmi permite, cunosc și eu problema aceea până în... Deci în momentul când țiganii la 460 vor să facă șanț, eu cer la ședință de Consiliu ca la toate casele, unde sunt probleme în speță, satul plidar, unde canalul care trece prin spate inundă 30 de case, țiganii se ducă să facă pe toate proprietățile private șanțe. Nu vă faceți grijă, o să facem o problemă cu situație de urgență și o să decomotăm canalul. Deci, să ne faceți reclamații, nu o decomotăm. Problema? Problema este... Reclamația, am zis că cerem să se facă peste tot. Problema este cunoscută și de către mine și până vom rezolva problema cadastrală, dacă îmi permiteți, a acestuia, eu consider că prima dată și prima dată trebuie să rezolvăm sub traversarea șoselei Căiuț-Heltiu, pentru că până nu coborâm cu tuburile de acolo, trebuie apa va să... Trebuie două tuburi de 1000 sau 1200 și mai jos lăsat în așa fel încât apa să se scurgă. Altminte va rămâne acolo și va fi un mijloc, o sursă de infecții pentru tot cartierul de acolo. Este un studiu făcut acum 3 ani, acolo unde se spune că trebuie nevoie de un pod mare deschis să poată fi decomatat. Pentru că debitul de apă e foarte mare. Cu un tub chiar de 1500 nu asigură debitul. Acolo ideal e să facă un tub, să asigure scurgerea cascadă. Acum era nevoie de atâta ceartă și de atâta... Nu vreau dacă, dacă dintre problema aceasta s-a reținut, sperăm să primim tot sprijinul din partea executivului și să demarăm lucrările. Dacă mai sunt și alte probleme. Deci... Mai trebuie aruncat și cu podurile la ieșire din Căiuță. Și la ce ferește asta? Avem adrese făcute recent acum, la 6 ani și la dumneavoastră. Drumurile naționale, pentru ca să vină să le desfunde. Bine, da. Îi putem prezenta dacă vreți, le avem la urmă. Da, domnul Ghiuș. Am și eu câteva probleme. Dacă le pun pe toate, nu știu. Furturile din Budioa și Rucuță și așa mai departe. Ce putem face?
Forturile de Luțern începe porobul mâine, mai mâine să... A doua, mizeria din centrul comunii, de la piață, de la Troiții, de acolo. În piață a ajuns WC-ul comunal. Ulița aia acolo. Și în magazinile a ajuns WC-ul. Și magazinile. Asta nu sunt, sau frumos. Nu. Stațiile de autobus și microbuze, nu mai sunt stații, în au de... WC-ul. Unde să stea omul dacă vine o ploaie? Aici, iar e problemă. Da. Aici, ca să vă răspund punctual la mizerie, întrucât comisia pe care o conduc, Comisia Juridică și de Disciplină și Protecția Mediului, vă asigur că mă voi implica personal în realizarea acestor probleme, în transformarea centrului civic al comunei într-un centru așa cum ar trebui, pentru că este comuna cu cel mai urât centru care există în județul Bacău. Și vă promit că, în calitatea mea, și împreună cu comisia și cu ceilalți colegi consilieri, vom face totul ca să punem la muncă pe cei de la 416, prin faptul că avem o armată întreagă de oameni. Ei fac, zice, fac prăținii, da? Vă las mizeria, alții? Mizeria se face continuu. De exemplu, săptămâna trecută am avut o acțiune cu un grup de copii, în care știți și domnul Anghel a fost un pic implicat și domnul Matei. Și am făcut curățenie, am făcut cât s-a putut. I-am stimulat, eu o asociație, se numește Gest Căiuț, care ne-au ajutat. Au venit la noi, i-am sprijinit cu saci menajer, cu mănuși, cu... Și am făcut curățenie, dar vreau să vă spun că în două zile la loc. Deci, fiecare cetățean și dumneavoastră. Și dumneavoastră, fiecare cetățean, când vedeți pe unul de lângă dumneavoastră, băi, dar ce faci? De ce le șcală ești? De ce pui? E în fața părții dumneavoastră. Dacă eu nu am mai certat cu ei și nu... Exact ce spunea doamna cu canalul. Deci dacă pun un polițist acolo, mai pun în piață și mai pun... Am terminat toată treaba, sunt toată comună. Să se interzică, domnule, staționarea cu căruzele cu cai acolo în zona de genul. Păi, dar acolo este un fel de talcioc de cai. Nu, nu numai zona de genul. Oriunde e magazin, Troiță, biserică, e tătătă. Opresc căruța la aia de genul. Nu numai zona. Și pe toate satele. Pe toate satele. Deci pe toată comuna unde sunt Troiță, magazin. Omoare pe cineva, să poște un copil, ceva, să... E deja are. Dacă exonește, din ce bază? Da, altă problemă. Eu fac șanțul pe marginea drumului, sap șanțul. Unde duc eu pământul? La Părău n-am voie să-l duc, unde am eu. Căruță, ca să mă duc numai la plotul, să-l las pe mântul, iar sau nu permit. Dacă e pământ curat, luat de curat, nu vă dă o locație, nu se pune, să fundați niște căruri. Dar să nu fie prea departe. Deci, să nu fie cu noi. Nu, e pe marginea drumului. Ce s-a pe o șanță care e în fața mea? Îi găsim o locație unde să acoperi. Eu lucru luată. Nu permit ca să nu duc cu căruța, să plătesc mereu. Nici nu-ți luat să puneți marginea drumului și mai ești cu nu, zic, nu duc undeva marginea părăului. Da. Casa Rosete aici ce nu putem face, că a ajuns, au rolace acolo, mizerii, mâine poi mâine violul, eu știu ce poate să mai ajung acolo, iar noi... Avem un proiect în derulare la Casa Rosete, sperăm să se prevareze lucrurile cât de repede. Astăzi avem divizii generale de aprobat. Da, dar trebuie, până vine proiectul, trebuie închis, făcut ceva ca să nu mai intri toți copiii acolo.
eu știu, țigani și așa mai departe, români și aia tot. Am fost câteva variante cu personal și cu asta și comisii, așa am căutat, tot așa, am fost înștiințat să doarme cineva pe acolo, am căutat, n-am găsit nici. Urmul nu doarme niciodată. Este un om care face curățenie acolo, ați văzut că s-au tăiat și bălările, au adunat și hârtile. În schimb, este ceva mizerie în vieci. Și un colț acolo, unde am pus și ocolul Silvii, trebuie să le faceți sesizare și vor să iei din colț acolo, dar în schimb a făcut. Știm din problema așa din centru. Domnul, o să aduci tot de populație, nu de ocolul Silvii. Dar sunteți avocat ocolul Silvii. Ieri, alaltă ieri... Știți că s-au adus amul ăsta? Eu sunt consilier, da. Alaltă ieri ocolul Silvii. Dar nu am vorbit acolo ce-a spus că ei au pus... Alaltă ieri... Au tuns tu ea aia. Așa, au pus acolo. Cum? Nu știu cum. Iar problema e iluminatul ăsta. Când merge pe o zonă, când nu merge trei zile, merge iluminatul 7-1. Unele locuri sunt becuri, poate mai multe, că unele locuri nu sunt un bec la 7. Sunt prieteni de ăștia care știu că m-au cheia de la lacătul ăla. Mai mai salt de siguranță, mă-i dă și ăsta. Și eu mai văd, mă mai duc, mai salt siguranță. Nu ești la siguranță. Oricum, dispără și lacă. Nu, n-am fost. Trebuie făcut ceva. Întotdeauna, nu? De energie care e pentru primarul public. Da, ce este condensat. Da. Bineînțeles. Da. Și s-a scumpit cu s-au majorat cumva prețul curentului, s-a întâmplat de anul trecut până acum, sau de acum 2 ani până acum, până anul trecut. Că până noi s-a întâmplat la taxă. Am dat 220 de lei în 2015, 40 de lei în 2016. A, pentru iluminare. Păi, dar bineînțeles. S-a întâmplat prețul curentului cumva, sau s-a întâmplat pensii, salariile și... S-a dublat și taxe, bă, așa. Asta s-a discutat impunere și taxe în toamna anului 2015. 20 noiembrie 2015. Deci atunci s-au aprobat taxele astea. În toamna anului ăsta, în noiembrie, l-au trimis din Consiliul Local. O să încercăm să vedem ce putem face. S-a votat, cum spunea domnul Becali. Ca ce, știți? Nu s-a ținut cont de nimic. Pipot nu s-a plătit taxele, curent, poliția locală, s-a dublat iar la fel, de la 230 la 450. La 20 la 45 de lei. Păi nu mi se pare corect. Pensia mea mi-a dat exact 30 de lei. Exact 30 de lei. O să ținem cu adevărarea dumneavoastră la ședința de Consiliul Local. Vă rugăm, vă rugăm. De ce nu se dea un răspuns clar cetățenilor să știe anumite probleme? Este într-adevăr că s-au scumpit, dar nu înțelegeți nimic pentru că consumul de curent privind iluminat în Comuna Căiuț, și domnul primar este aici și o să vadă la anul, o să scădem taxele la cât vreți dumneavoastră, dacă o să poată susține aceste cheltuieli, s-a triplat, nu s-a dublat consumul. De ce? S-a plecat undeva cu animul la 100 de becuri și câte avem? 1000. Și toată lumea unde te duci, puneți în bec, puneți în bec. Normal că astea au costul. Să știți că se plătește 2.800.000 astăzi iluminat public. 2.800.000 împărțiți la 1.800.000 de case, dar nu sunt 1.800.000 de roluri. Să vedeți că vine 1.600.000 pe an. Deci de la 400 de astăzi până la 1.600.000 de gospodării, 1.200.000 susține Consiliul Local din alte venituri. Nu știu de unde se poate genera alte venituri. O să dăm jos că nu e nicio problemă. Și la Poliția Locală, luăm în calcul să desfințăm poliția locală. Asta este, nu-i problemă. Da, o să mergem la cele mai mici taxe. Dar așa așa e degeaba. Nu faci nimic, dacă țiganii mi-au zis dacă asta e prin spate și pe asfalt. Pe asfalt, dacă te-a dat și ne-a putat scule în valoare de 20 milioane de lei. Dar ce-a făcut poliția? Deja să nu ne așteptăm. Și de ce Helegiu în Bârzănești, în Târgu Drogul, nu știu dacă este în la public, Bârzănești de... Pensei, nu plătești de poliție comunitară. Păi, sunt caută de juni, s-a dat... Am ajuns să spun exemplu, dar... din fabuleță. Toată celălaltă, tot ce se înțeamnă cu care vorbești și-o mi-a spus ce spun și am asumat tot timpul, vrea taxe și mai bine sau deloc. Dar să știți cu o comună, cum vreți să vă facă șantul, care zice dacă se face pentru dacă nu s-a filiat, este cu genul comunii pe 3-4 ani și ca dumneavoastră mai sunt minim 10 locuri. Deci și Consiliul Local trebuie să aibă bani unde să susțină ceea ce doresc cetățenii să le se facă. Ilumina public, străzi, canale, învățământ, nu are de unde să susțină într-un buget. Credeți că dacă
ial primar astăzi. Peste 4 ani pot să rotim primar și oameni și tot nu s-ar putea să vă aducă dacă nu se susține financiar un buget. Dacă s-a pus 40 de lei la ce a spus dumneavoastră la iluminat, un serviciu care îți aprinde becul fiecare noapte pe stradă, este foarte mult. Dar dacă dăm 30-40 de lei la serviciu de cablu, este ieftin, sau 1 milion la serviciu de telefonie. Sunt tot utilități pe care le folosesc, știți. Unde se pare că se pune ceva ca să se susțină o activitate, gata, nu-i bine. Dar nu se face așa, nu s-a avut unde susține. E primar nou, să dea Dumnezeu, să el să vină cu inițiativă și noi toți vom aprova cele mai mici taxe posibile. Dar vom vorbi la anul cu timpul ăsta. Despre ce vorbim? Vrem aia, vrem aia, nu mai vrem, dacă dăm nu trebuie să dăm nimic. Păi, nu vă supărați că dați 7 milioane pe an la telefonie sau nu știu ce servicii mai aveți și vă supărați, dar ce nu spuneți că ați vezi 2,1 lei apa? Care este 9 lei peste tot. Este un serviciu pe care primăria avea duce. Se gândește să compenseze. Este european să avem telefoane noastre. Da, dar vreau să vă spun ca și costul domnului Ioan. Și afară să plătești iluminat. Haideți să... Hai, acum... Vă zic că nu aveți, vreau să fac o comparație. Trebuie să spunem așa, nu știu că divers. Nu, 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 da? Poftiți, domnul Matei. Mai sunt așa. Vă rugăm tot la diverse, domnul Matei. Domnul președinte, hai să terminăm cu tare și să revenim. Tot, da, spune-te. Haideți să... Pe ordinea noastră, da. Spune-te. Ca să fiu tot așa la curent cu problema, domnul primar a făcut un gest bun acum de a închis lumina. Problema iluminatului, într-adevăr, știu, din filmările de la ședințele din lunile precedente, e o sumă uriașă, dar se-și face risipă. Și nu de anul ăsta, de an în urmă. Deci așa cum s-a stins lumina acum, că nu trebuia să fie aprinsă, așa vreau să văd și eu becuri aprinse când este întuneric. Și problema asta eu am mai ridicat-o și în alți ani. Deci plătim un necesar, dar pe ceea ce ne trebuie. Fiindcă acasă nu cred că își permite nimeni să facă risipă în scopul ăsta. Pentru problema inițială care am venit acasă la ședință, știam că sunt acele desemnări de două persoane, doi consilieri în Consiliul de Administrație al școlii. Rugămintea mea mare, că, așa cum s-a ridicat și problema a orei de ținere a ședinței, să nu uitați că Consiliul de Administrație al școlii, undeva în jurul orei 11-12, să fie accesibil și pentru cei care învață dimineața și cei care predau după amiază. Și rugămintea mea și mai mare, nu acceptați această numire așa să fie. Eu mi-aș dori, sincer, domnul profesor Sârbu și domnul profesor... Poftim? Nu e problemă. Să fie asta singura influențare negativă. Și domnul profesor Adara, dacă își doresc, dânși, sunt multe probleme de rezolvat în școală. Eu știu de ce mi-am făcut apel. Haideți să formăm, fiindcă tot astăzi veni vorba că se pot forma și alte comisii, haideți să formați o comisie din cadrul primării, din cadrul Consiliului Local, haideți odată să rezolvăm problema curții școlii. Începând cu cadastrul, dăm o măsură să vedem exact cu cine încadrăm acolo și facem un plan de acțiune. Nu totul se rezolvă într-un an, dar să știm exact, în partea stângă se face teren de sport. În partea dreaptă se face after school. Haideți odată să începem cum trebuie, fiindcă așa, în ritmul ăsta, niciodată curtea aia nu va arăta cum trebuie. În 2010, când m-am întors în comună, în primii mei ani am fost la Pralea. Cunoașteți curtea școlii de acolo. Destul de mare pentru școala de acolo. Credeți-mă, când ieșeau copii în recreație, nu le ajungea. Vreau să alerge, să zburde, ceea ce-i firesc. Da? Normal. Nu același lucru se întâmplă și aici la Căiuță. Deci nu ai unde să alergi acolo. Vorbeați de amenajarea centrului comune. Folosiți acele dare, care nu știți, domnul profesor Adara, erau pentru teren de sport, dar hai să fim serioși, deci nu poți să alergi, dar poți să mai practici educația fizică pe dare în timpul ăsta. Deci ăla trebuie scoase de acolo, spuse într-un dispensar și magazin acolo la domnul Mărcuț, în zona aia, deci porțiunea și măcar până la poștă, va ajung, dar nu trebuie investiții prea mari. Oricum este indicat să faceți o alei din dare, ținând cont că urmează și alte investiții.
N-aș vrea să mai vin în decembrie chestionând cu aceleași probleme. Haideți să, să începem cu aceste probleme importante și, și să se realizeze. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și noi, domnul Ariel. Sperăm că domnul consilier propus să facă parte din Consiliul de Administrație se vor implica pentru bunul mers al treburilor școlii și în susținerea, pe cât se poate, de către Consiliul Local, a cadrelor didactice. Mă refer acolo, dacă vom găsi fonduri pentru decontarea transportului, pentru că sunt comune unde acest lucru se face, vom analiza și noi resursele noastre financiare și vă promitem că vom lua toate măsurile și să venim în întâmpinarea cerințului. Dacă vor fi resurse financiare. Da, te expineți, domnul. Da. Chestia asta trebuie să-ți primă. Domnul Matei. Da, am și trei probleme de mine. Unu, hai să vreau să lămurim o dată cu sala de ședințe. Părerea mea că sala de ședințe de Consiliul Local nu este normal să fie magazin pentru ajutoare. E sala de ședințe al Consiliului. Ajutoare este postul vacant de la administrator până acolo. Sau să lăsați o locație. Este sub sub la altă locație. Nu mi se pare corect să ne stăm aici așa în chestiune. Garaj. Este garaj. Sunt garaj, puiți o ușă la garaj, puiți acolo. Domnul Matei. Adică mi se pare dreptul nostru. Ultima dată, ultima transă de alimente, ne-au adus 2.284 de pachete. Înseamnă un tir întreg. Băgați-l aici, în cabinul de asta. Ca să urcăm atâtea pachete la etaj aici. Și chiar nu-i indicat, nu-i tonaj. Vreo 20 de toni. Sunt trei garaje. Unii sunt acolo. Unii, garaje afară? Da, nu, acum am închis. Deci ne-am dat silința, am chemat personalul și sâmbătă la servici ca să distribui pachetele. Astea s-a luat o dată pe an? O dată pe an. Nu o să mai întâmple decât la an. Eventual, să vedem ce soluții găsim. Iar depozitatea lor, care pot să fie în condiții optime. Adică nu ne dă voie să le depozităm oriunde, la subsol, în garaj, în... sunt alimente acolo. Bunicul administratul, la poliția locală, lăsați-i focul să ne spun activitatea. Să puneți la urmă, sau părerea mea, să-i facă un ședință, să suntem la urmă ședință, nu-i convenie. Nu există reguli ședințe aici, nu trebuie să-mi joc, dar o să te legi pachet cu mâna. Da, 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 la Prarea s-a făcut cu fonduri europene, un drum, un drum cu macadam. Da. Firma de acolo, nu știu cum s-a întâmplat, dar a pus zmoală numai la, la început și la sfârșit. Aș vrea să știu cine este firma și data și numărul contractului să se zic la firma. Ca să mai poate să... nu-i corect, dar pur și simplu dai nici fel. Tu pui zmoală la început și la sfârșit. Adică ce se vede la stradă? Adică mi se pare că dai nici fel. Deci, lucrarea a fost făcută... Da. E făcută acum jumătate de an. Iar jumoara care a pus-o acum, e o remediere. Păi nu la capite? Nu. Acolo a fost problemă. Acolo a fost sesizat. Vă explică. Deci lucrarea este... Domnul Matei, lucrarea este făcută de un an. La un an de zile, la fiecare lucrare care este făcută de fonduri europene, este practic să vină cu o recepție finală. Toate defecțiunile sau toate stricăciunile care s-au constatat de constructor și autoritatea locală pe anumite segmente, ei au obligația de a le remedia. Deci nu că vine deci, obligatorii... Acolo cred că au... Acolo au realizat că sunt. Expărăm acolo, la mijloc, nu remediat. La mijloc, acolo... Știu, nu mai depinde de mine, dar eu vreau să vă spun modul legal prin care... Acolo a participat cineva la recepție, că s-a turnat acolo. Am întrebat. Da, nu, am ăsta, că apoi turnat. Pe remedie. Pe remedie din nou. Păi era părinții mei, ce n-ați spate prin mine? Nu l-am făcut acolo. Deci undeva nu te anunți, unde ești chemat, unde ești sesizat, dacă... Păi atunci... Nici din oficiu, dar nu vezi cum te poți sesiza. Părinții mei, mă rog, firma, așa, în contract, și sesiz eu. Asta vreți, vreau la ședința... O scoatem de la... Mințiți la Alexandru. Și o altă problemă, la Neculai Dimici, acolo sunt niște fire de curent electric, sunt pe jos, sunt 383 fire acolo. Doamne ferește, poate e durabil, așa să nu fie răspunderea noastră. Părerea mea, primărea să se zile omul.
Dacă se întâmplă ceva, e problema lor. E răspunderea lor. Părerea mea trebuie să se zate. Deci am sesizat eu unul, avem și număr de înregistrare, că sesizarea făcută de unul, nu știu, personal a sunat, au trimis echipă, s-au întors echipa înapoi, că nu-i problema lor, că sunt prin copaci, prin copaci și trebuie să vină echipa de defișare. Am sunat în altă parte, am luat un alt număr de înregistrare, echipa de defișare nu mai vine nici acum. Și cine-i pe părere? Mai facem lucru, mai facem o revenire la sesizarea făcută. Exact, măcar primărie să fie acoperită, domnule, v-am sesizat. Deci este sesizare, ei îți dă un cod din sesizare. Avem codul de sesizare, din numărul de înregistrare de la ei. Deci făcută de acum o lună și ceva, domnule. Știam, am fost la fața locului și de aia am și sesizat. Dar cei care au, pe care au trezit, domnule, zic, băi, nu-i treaba noastră, că noi punem firile unde e liber, dar aici e din copaci și trebuie să vină să defișeze, să ia aprobare. Și așa este, să fim compaci. Și nici noi nu putem interveni acolo, oricât meseria trebuie, trebuie curent, trebuie azi, nu putem. E apă, e probleme, nu putem acolo, să intervenim cu... Nu știu, n-am mai fost, dacă stâlpul ăsta aici la Țigan Costică, s-o... S-a îndreptat, da, am îndreptat. Ce vreau să vă mai spun de drumul ăsta, la liniuța CFF. Vedeți că e filmul, nu știu ce filmul care scoate lemn pe izlaz, trebuie să știți că domnul Boza o să știe cine scoate, vedeți că face praf. Este drum făcut într-adevăr, dar nu este drum pentru tonaje de zeci de toni. Nu știu ce coboară. Coboară cu tiruri din alea foarte mari. Ăla dacă mai intră de 4-5 ori, s-a dus dracu cu investiția. Dar vedeți ce zice acolo ce e. Vedeți, sunt urmi. Eu am fost când o ieși și nu mă interesează să dau mai multe detalii, că sunt persoane. Doar chine din urmă. Dar nu se limite de tonaj. Da, trag, pis, las, fac, coboară. Dacă tot ești și lăsați, măcar luați-le o taxă de utilizare a domeniului privat, a izlazului, dar pe drumul ăla, dacă mai coboară 3-4 mașini, este praf. Poți să faci o mie și mama lor de drum. Asta e. Și ideea este că în timp poți să vedeți utilitatea drumului. Poți să mai vină cu program care mai puteți să faci 1,5 km, peste 2 ani 1,5 km și puteți uni pralea căiți cu un drum adiacent. Să scoatem căruții și tot ce alte... mijloace transport care îngreunează circulația pe drumul adiacent. Da. Da, mulțumesc mult. Și eu aș avea ceva. Da. Dar cu vântul și mie, am problemă de interes și întâlnesc. Să se fac o ședință cu toți acei care avem atelaje și să spună cei care nu au teren în agricol să n-aibă și căuta pe acolo. Toți țiganii ne întoarce pe dos. S-au pus stăpâni pe rotundă, s-au pus stăpâni pe lungă. Circulația e pe șosea. Nu are teren arendat cu semnătura aia cu primăriei, cu ștampilă, nu are și căuta apă. Și să fie fixat orele care se poate circula pe terenul primă. Este hotărâre Consiliul Local cu problema asta? Da, da, facem o ședință cu toți cei care se trebuie atelare. Poliția locală, paznicul de pășuni care îl avem. Că este pășuni și în zonele alea acum unde vin, se poate vedea nu știa cu poliția. Fărătare s-a făcut stăpâni pe rotund. Ei de acolo trăiesc. Și s-a făcut teren pe unul venit de la Codicen. Nu pământul în orice acolo. Să știi, ce ai să știi, ori pasă. Da. Am înțeles că există hotărâri care... Vom căuta să o ducem la îndeplinire și să anunțăm și poliția locală și paznicul de pășune, începând cu ora, o anumită oră seara, n-are voie nimeni să treacă. Așa este prevăzut în hotărâre. Da. Proprietarul are voie. Proprietarul, da. Proprietarul, ce? Da, da. Poftim cine mai este. Da, eu. Poftim după. Vă rog, vă rog, domnule. Problema care a indicat domnul consilier Matei, legat, eu știu că dumneavoastră v-ați mutat aici tocmai din lipsa de spațiu suficient. Ați luat o măsură bună. Reveniți acolo când sunt extraordinari, dar poate mai vrem să venim și noi din când în când. Deci nu e spațiu acolo propice în sala de ședințe pentru ședință ordinară, când sunt și mai multe. Haideți să vă spun, condiții normale, că domnul primar găsește niște resurse și ajută. Să fac aici o masă ovală mare și exact. Pe jos, ca unii să fie o sală de ședințe, că la spectacole, când se spune multe. Aduceți-vă... În momentul în care sunt mai multe
Optimitatea de la Gorsu. Da, da, da. Eu vreau să fie diverse cu propunerea, dacă domnii consilieri sunt în asentimentul meu, să facem ședințe pisate. Deci, nu de la prima la proxima ședință, să începem să facem ședințe de consilii în fiecare sat. În felul ăsta să dăm posibilitatea fiecărui cetățean și de la Poișă, și de la Hârtiu, și de peste tot, să intre în contact mai aproape cu Consiliul Local, să fie aproape de noi, să ne spună problemele care le au și doresc să le fie rezolvate. Dar asta, dacă o să fiți de acord, după ca o să fie. Și unde se desfășoară și unde se desfășoară? La Poișă e rezolvat, trebuie minim jodări. La școală, la Hârtiu este, la Buceni este. Din rotație. Rămânem să studiem problema și să ne pronunțăm asupra în drum. Da. Dacă mai sunt și alte probleme, da. Dacă nu poate fi o masă, dacă nu e de ceea ce l-a fost. Deci, mai intervine cineva dintre invitați? Dacă nu, domnul Roșu. Referitor la iluminatul public, s-a luat o măsură ca un strâmb da și unul nu să dețină lampă. Cine poate plăți locul? Da, poate o hotărâre luat la... Trajul preiectului din 2008. Mă treabă bine, da. Aș vrea ca să aducem fonduri la primărie, să scutim de plata 10 de milioane de iluminatul public, să se revină la acel sistem. Pentru că sunt stâlpi și zone unde continuu să preferențial sau cum a fost montată. Nu. Poate au fost, da, cu excepția răspintelui, fântânii și acelui. Eu consider să punem bec mai mic și să fie... Sau mai mic. Sau dacă nu, pus pe mai mult stâlp, consum mai mic. Și asta, da. Fiecare lucru. Urma să spun și chestia asta, da. Deci, cu intensitate mai mică, consum mai mic, dacă fiecare stâlp. Mai mult bine. Da. Și al doilea punct ar fi cu băncile și coșurile de gunoi, care sunt încă în curțile oamenilor. Le folosesc la terase, la... Ori astea sunt plățiți din bani publici pentru domeniul public. Nu vin cu o situație doar, dar se văd în curs. Și este un loc sfidat la adresa celor care, cei care le-au distribuit, trebuie să-și asume, le-au luat cu semnătură, să îndepărteze pe cei care le-au luat, să le pună pe domeniul public. Dacă nu, să le returneze la primărie. Mai ales că acum să nu fie în primărie. Mulțumesc, domnule. Deci, trebuie să-i primărie. Vă mulțumesc, da. Din sală dacă mai e cineva. Din sală dacă mai e cineva. Din sală mai aveți probleme? Dacă nu, aș avea și eu o problemă. Domnul Hoza, salariat la... Da, cum s-a zis la ședința din Consiliu. Au probleme. Au o problemă, mă deranjez? Am zis, poate aveți probleme la diverse. A, nu, asta a fost. Dacă nu, în problema... Imediat, în problema... Legii 416, aș vrea să intervin și eu la diverse și să arăt că această lege, de fapt, față de cum a fost ea aprobată, acum nu se mai aplică. Când a apărut ea, spunea fiecare beneficiar trebuie să efectueze 9 zile, 8 ore pe zi, în total 72 de ore. După situația care le-am luat chiar astăzi de la doamna Marinela Tudor, au observat că au venit cu foarte multe, foarte multe facilități la acești beneficiari. De exemplu, dacă este o singură persoană care beneficiază, primește 142 de lei, în afară de că are 142 de lei și trebuie să efectueze doar 19 ore. 19 ore? 20. Să spunem 20, 2 zile și jumătate, să spun. La două persoane, 35 de ore. La 5 persoane, 72 de ore. Deci iată, ceea ce inițial trebuia ca o persoană să execute 72 de ore pe lună, acum 5 persoane. La cele 5 persoane, el primește ajutor social 527 de lei, plus alocații pentru copii 84 ori 3, plus alocație complementară și așa mai departe, iar noi, ca să îl chemăm să lucreze, spune că el n-a ajuns să fie femeie de serviciu, pentru că a fost solicitată o persoană, știu cine este, și nu a venit să șteargă geamul la primărie. Au fost solicitate și consider că nu e normal să îndosarieze
dosare, să le bage la arhivă. Dom'le, trebuie să faci muncă în interesul comunității. Trebuie să existe niște normative. Nu mergem pe, într-adevăr, 8 metri șanț la adâncimea de 60 cm și înălțime 50 sau invers 60 pe 40 sau mai știu eu cât. Dar haideți să facă măcar jumătate din normativul care este prevăzut pentru a fi... Aveți ceva care nu sunteți de acord, puteți să spuneți la sfârșit. Dar spun, trebuie să respectăm, trebuie să vedem, știu, la nivel unei luni ajungem la 4.955.000 de ore care trebuie să le execute în folosul comunității. Împărțind cele 5.000 de, 5.000 de ore la 20 de zile lucrătoare, dar nu 20, 25, înseamnă niște ore care trebuie pe zi și, cum spunea domnul consilier Durlan, ar trebui să avem aici în jur de 20 de persoane zilnic, zilnic, pe care să-i punem să muncească. Știu, este o problemă foarte grea dacă toată sarcina aceasta va cădea în spatele domnului viceprimar. Dar va trebui ca din rândul lor să punem șef care să răspundă de lucrarea care i-o dau și nu vor fi contați, nu vor primi numărul de ore dacă nu își duc la îndeplinire lucrarea pe care i-am pus-o în vedere să o execute. Așa considerăm. Eu cel puțin, având mai mult timp liber, voi fi de acord să ajut executivul și să mă implic și eu cât de mult pot. Dar haideți să facem, pentru că am spus, trebuie să îi punem să mișcăm. Dar sunt mulți care vor renunța când vor vedea că trebuie să vină să-și facă numărul de ore și, ca să-și ia banii respectiv. Păi, uitați, dacă au 10 persoane și am înțeles că la Mărcești, cam acolo avem cu 9 persoane, el ia 675 de lei ajutor social, plus la 7 ori 84, alocația de copil, plus alocația complementară sau alocația de sprijin și așa mai departe, depășește cu mult un salariu al unui angajat. Dar nu ne amestecăm, ai alocații de la stat. Da, domnule, dar așa asta e tot de la stat. Da, domnule, dar să prestezi date din asigurări sociale, date de stat. Știu! Iar ca să luăm pe varianta aia, să pui 10 oameni zilnic la masă, nu e așa. Să ai 10 copii, nu e așa ușor. Eu știu, domnul Brigand. Nu putem analiza o problemă uneia să o personalizăm. Că nu. Sunt nu. Probleme, nu. Într-adevăr. Domnul este o întrebare. Ați vorbeat cu facilități. Facilități au fost date prin legi? Prin legi, nu, prin legi. De exemplu. Dar când ați bani, au mai mulți copii. Mamele cu copii până la 7 ani sunt scutite de... Deci au venit prin legi. Cei cu vârstă de pensionare sunt scutiți. Cei cu concediu medical, cu scutire de la doctorul Ivan, de unde o fi acestea, sunt de la Onești, de la Comisia de Muncă. Sunt scutiți. Sunt scutiți pe timp de o lună cei care au adeverință de scutire de la medicul de familie. Sunt scutiți pe timp de 3 luni pe an cei de la medicul specialist. Deci dacă aduceți la medicul specialist că el s-a îmbolnăvit de mai știu eu cum, deci sunt scutiți. Asta e lege. Asta e lege. Eu nu, nu spun de ce sunt scutiți. Dar... Haideți să facem obiectul discuții cu proiect de hotărâri, dacă e de acord de executivul, să venim cu, să reactualizăm, să împrospătăm toate lucrările care se pot executa și atunci discutăm în detaliu tot ce înseamnă 4. În sensul ăsta eu am cerut o situație de la doamna Marinela cu toți cei care au... Ce e mai dureros cât cred că cetățenii din sală știu mai dureros e că având aceste ajutoare sociale foarte mulți, nu vine nimeni să spui că le-ai cu ziua. Nu mai găsești oameni. De asta am zis că o să vin cu o propunere ca la nivelul primăriei să mai sunt în alte comune, să organizeze un fel de serviciu prin care fiecare cetățean care dorește oameni la muncă vine și declară, domnule, eu mâine X am nevoie de 10 oameni la săpat via, iar cei care vor de muncă vin acolo să înscriu, domnule, eu vreau să muncesc în zilele de cât sunt. Da, domnule, vă duceți la Durlan, cât este, dă-ți 6 milioane, plătești impozitele aferente și legalizăm piața muncii. Și nu va veni... Iar
nu vor veni, dar atunci când există ofertă de muncă pe piața comunei, domnului primar sau cei de la comisă să le vină ușor, domnule, uite, du-te că ai 50 de oameni, trebuie azi la muncă la XYZ, nu-ți mai dau 416 dacă refuzi. Este simplu. Deci ai sunt comuni unde funcționează așa ceva. De ce dacă eu îmi plătesc depozitul lui pe ziua respectivă? Legal. Le faceți angajare? Legal. Pentru mai bine de jumătate, eu cunosc. Mai bine jumătate, vor asistență, vor asigură de sănătate. Nu se lăsează banii. Ce lăsează? Țiganii, ce vor să facă? Da, să nu plăcea. Da, deci, alte probleme, dacă ai să trecem mai departe la... Ce voia vreau să zic, am iat acolo ca să mențin curățenia, în cerc acolo, ar fi bun un tomberon ceva. Și domn primar, polițai comunitar sau domnul vici, în circulă pe drum, nu neapărat în fiecare zi, odată trece mașina la deal la vale și vede o căruță, două, trei acolo oprită și mai ales dacă vede și ceva cu noi, zic, băi, dar tomberonul ăla nu-l vezi aici? Aruncă gunoi acolo. Treaba asta îl faci odată. A doua oară, dacă l-ai văzut, că el test vizual, a doua oară când l-ai văzut și are mizerii, iei alte măsuri. Dacă în două, trei săptămâni nu se face curățenie, atunci expulzați de acolo și nu mai oprească căruța, să nu mai... Dragii hotărârii, acolo unde sunt instituții publice și alte, se interzicem staționarea căruțelor. Peste tot este mizerie. Au locuri bun să ducă, să și le ducă cu incendiu pe terenul de fotbal, să țină acolo, în spate sau oriunde. Acasă. Dacă am montat un tomberon, distrus tot. Am montat un tomberon, dacă ați văzut, mai sus, un pic mai sus, intrându-o la acolo. Am considerat că nu bag în piață tomberon ca să pui gunoi în piață. Chiar e un pic la 150 de metri mai sus. Au stat, au băut bere acolo, au luat cutia pe drum, că m-au văzut, au luat o strânză, l-am intrat în obrată. La un moment dat m-am uitat așa, peste cap. Luat așa, aruncat-o la 3 metri de tomberon, a aruncat-o la jumătate. Băi, și dacă era la piață, tot așa făcea. Făceam groapă de gunoi, așa l-am dus un pic mai sus. Ce să fac? Nu mi-a dat voie pe la mie să punem acolo ce în piață. Cel mai bine, pe măsura, interzice să mai... Domnul primar, mai sunt lacuni care le-am avut și eu, un sfat care vi-l dau ca să nu obișnuiască cele lacuni. Există poliție locală care, prin notație, eu zic că, știți că era o idee de unul, că era 10 cu dață, le centru comunii, una. Dacă își fac simțit de prezență, avem și camerele le-am luat vedere. El, dacă e atent, s-a uitat chiar dacă la primărie, vede, băi, au ajuns trei căruțe, le-au legat, m-am dus, l-am luat, dăm și ori să acționeze, l-a sancționat sau îi spune pleacă de acolo. Mai e o altă situație. Știți că am avut și noi când a fost problema cu terenul de sport. Dacă ne uităm, nu zic că nu era distrus și dinainte. Mai e un pic și este praf. Eu am mai avut discuții când eram cu băieții la poliția locală, mai stăteau prin rotație. Acum, mai uitați-vă și dumneavoastră că nu-i vedeți nici dacă dai cu bunul. Să uite măcar unul sâmbătă duminica, e plin de țiganii de la Cățofănești. Eu i-am scos după 3-4 ori după teren. Deci este plin. Ori revenim cu un proiect de hotărâre prin care ea este trecută în domeniul public, taxa este legală pe domeniul public, ca să nu spunem că afectăm taxe de sport sau altceva. Măsurăm terenul, taxa utilizare domeniul public, asta e. Când era cu program cu ora și plătit, era și liniște și știa că joacă până la ora de, ora de, și nu era acum. Mai e un pic să distruge total. Total, total. Și mai e o problemă, îl vă spun doamna la urbanist, că o să trebuiască să fie reparat, trebuie reparat cu același tip de plasă pe aceeași structură. Timp de 5 ani, nu avem voie pe lege să-i aducem modificări, să investiți prin fonduri europene. Deci spunem altfel de sârmă sau să ne gândim. Sau să achiziționăm o plasă lateral în spate. Păi nu, dar acum de care sârmă? Nu m-am uitat, gata, am zis. Deci trebuie să vedem ce facem și să reintroducem cu taxă, pentru că atunci îi triem și nu vor mai veni de avalma. Care vrea, cum vrea și cât vrea. Iar și la parcul de aici, la fel. Să vin poliția locală, la momentul ăsta avem 2 oameni. Ar trebui pus o cameră ceva, dar nu știu mai acolo. Deci avem doi ani. Terenul este încuiat pentru reparații, nu are voie. Da, nu s-a stricat din gorsă plasa, n-a fost încălzată pe teatru, a fost lângă. Păi fiecare companiază, domnule,
negru acolo și acolo. Fiecare produsă, mai ales sâmbăta trecută, s-a jucat cu luminile aprinse la ora 22 pe teren. Cine le îndesnește treaba asta? Vă spun eu că... O să studiem. Aici mi-a spus și... Mie îmi face... Mi-a plăcut sportul, am făcut sport și în comuna asta și în afară. Problema este că amplasamentul terenului, asta este durerea cea mare. Dar dacă este acolo, haideți să funcționeze în condiții normale și legale. Este Maidan la ora asta. Nu mai spun că mama mea de 91 de ani, care mai vrea și aer și mai plimbă, nu poate să stea la un scaun afară de la umbrel, de atâtea înjurături și de atâtea trivialități pe care le proliferează țigănușii ăștia așa de... Da. Haideți, alte probleme, cred că nu mai sunt. Trebuie să fac ceva, că prea o batură așa cu tot. Păi, au început să ne domine, ne sfidează, sunt agresivi la un moment dat. Am reținut, sper să luăm măsuri pentru remedierea lucrurilor care. Am terminat punctul divers. Mulțumim invitaților că au luat parte la discuții și că ne-au onorat cu prezența aici. Dacă mai doresc să continui, puteți să rămâneți în continuare până la sfârșitul. Ședințele sunt publice. Cine dorește, poate să rămână. Da. Trecem la punctul, la proiectul de hotărâre numărul 2. S-a discutat, Ramona, modificările în interiorul bugetului. S-a discutat în comisie. Deci, ultimul deviz general care a venit ieri, a venit înaintea ședinței comisiei, la Comisia Economică, apoi și la Comisia Juridică s-a discutat, practic, pe aceeași sumă. Să-l aprobăm câți bani europeni, să dea Dumnezeu să implementeze proiectul, să mai mărească de 10 ori bugetul, dar numai să dea să facă casa aia. Am spus, suma totală a fost exact cum a fost și înainte, și acum a rămas 4.089.066.000 euro. Adică 4.800.000. Cu dotare, cu tot ce înseamnă tot reabilitare, consolidare și... Dar e la cheie, până acum. Dar e la cheie, până acum, Roset. Deci, dau citire proiectului de hotărâre. Dar am citit, spuneți spre aprobare, Cristina. Se aprobă indicatorii. Articolul 1. Deci, se aprobă indicatorii tehnico-economici în cadrul investiției, lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare în acolo SET, sat Căiuț, comuna Căiuț. Total general 18.117.000 lei, 4.089.066.000 euro, din care construcție montaj 3.283.210 euro și transformat în lei 14.544.000 lei. Articolul 2. De la data adoptării prezentei hotărâri, hotărârea Consiliului Local numărul 56 din 17 mai 2016, cât și cele ale hotărârii Consiliului Local numărul 58 din 20 a 11-2015, își pierd aplicabilitatea. Articolul 3. Prevederile... Da, ca să știm, prevederile prezentării hotărârii vor fi duse la adoptările de... Cine este pentru proiectul de Doamne, mulțumesc. Ajută. Vreau ca mandatul împotrivă, vă rog, ultima zi de mandat împotrivă. Să deschidem ușile acolo. Abținere. În una dimineață. Abia suntem la faza de implementare, de punere, dar să dea Dumnezeu să realizeze. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi. Mergem la 3. Punctul, proiectul numărul 3. Aici v-am spus, adică nu v-am spus, m-am luat repede, comisiile toate au dat apreciere favorabile pentru toate proiectele de la 2, 3, 4 și 5. Avizii favorabile date și de către Comisia Economică și Juridică și Cultură. La proiectul 6 mai sunt anumite lucruri. La proiectul
de hotărâre numărul 3. Privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ din Comuna Căiuți pentru anul școlar 2016-17. Consiliul Local, într-o unită ședință ordinară din luna iulie 2016. Aici. Eu fac o propunere. Da, propunere. Două propuneri pe domnul profesor Sârbu și pe domnul Matei Laurențiu, că a mai fost. Da, eu am ales fost. S-a propus ca din Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ pe Universitate din Comuna Căut să facă parte domnii consilieri Sârbu Nicolae și Hadrag Vasile. Supunem la vot individual pe fiecare. Da. Sau în bloc. Dacă sunteți de acord în bloc, cu propunerea făcută. Cine este pentru? Și noi votăm? Da. Eu îl votez pe dânsul și dânsul mă votează pe dânsul. Vă abțineți amândoi, dacă e separat, vă votați amândoi. Vă abțineți amândoi și mai bine. Trebuie să vă mai aduc la cunoștință că din partea UAT-ului, în Consiliul de Administrație, face parte doamna Damian Alina, care, și fost. Care deja a fost propusă de către domnul primar. Pentru că aceasta este prevăzut în regulamentul Consiliul de Administrație, acolo unde Consiliul de Administrație este format din 9 membri, așa cum este cazul la școala Căiuți, 4 sunt cadre didactice. Da, domnul, și... lăsați că știm, dați mai departe. Hai, nu toți, nu toți știu de asta. Dar de ceilalți pot documenta. Deci, avem noi reprezentați, ne explică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Deci, articolul 1, se desemnează domne Hadarac și Sârbu. Articolul 2, primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Cine este pentru? Și vă abțineți dumneavoastră și domnul Sârbu cu da, ne abținem. Nu votăți. Împotrivă, abțineri. Două. Două. Abțineri două. Deci am trecut și de proiectul 3. Greu. La 4. Proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului primarul Rândaru Gabriel. La Adib, Adis, haideți să votăm. Cine este din normal, este primarul cine, între prezidenti. Da. Supun la vot, cine este pentru? Tot. Toți. Împotrivă, nimeni, abține nimeni. În unanimitate, aprobat și proiectul de hotărâre numărul 4. Proiectul de hotărâre numărul 5, unde este și acesta. Aici, la 5, de buget, da? Aș dori la 5, dacă se poate, tot de micram în ședința, să vedem dacă mai e contact la rătunării. Da, dacă e anunțat în prealabil, de aia mi-e rămâne. Când pleacă la Onești la ora 10 și vine la Onești la 9... Făcea pe timpuri, acum nu mai știu. Da, nu mai faci, ai? Nu faci, nu faci pe ora de zi și îți dă poate frică. Mă faci să mă gând din sângă, îți trebuie. Nu mai faci. Am mai învățat în urmă. Ce? Am mai învățat în urmă. Nu mai faci. Faceam? Dacă nu ne ești, nu stăm pe gata. Bine acum, și că e... Trebuia anunțat până adică să-și pregătească. A, domnule, hai să trecem. Ce mare e scofală, băi? Nu-i mare, dar vreau să-l întreb. Pentru că suntem mulți la... Domnul profesor, dacă la apă canalii trebuie 930 de lei care îi plătește, sunt niște bani rămași de la alegeri. 85.000 de lei, vă zis domnul primar, că este pe... Ce-au luat ei acum, lopeți, mama măsii, roabe, mă rog. La bunuri și servicii, suma de 10.000 de lei de la încălzit și se duce la internet, telefonie, 6.000 și 400 de lei s-au dus la materiale, cheltuieli materiale, bănesc. Nu, dar nu vreau să vă aveți ceva de spus, unii punctați, ce mai are? Pentru că domnul consilier Durlan spunea că vrea o situație economică a comunii și... Vreau să spun, de exemplu, la obiective noi de investiții. S-a realizat împrejmuirea cu gard în sumă de 20.000 de lei. Nu s-a realizat, profesor. Vă spun eu ce
s-au făcut, dacă nu, dacă eu voiam să știu de la... Dar haideți să vorbim pe rectificare, aia e alt subiect. Bugetul în sine. Facem o discuție pe buget și ședința viitoare. Luăm bugetul și ne analizăm, dar stăm pe rectificare, stăm la aici. Rectificare. Acum ne scărchinăm invers decât normal. Ședința următoare a promis doamna contabilă că vine cu un raport privind situația economico-financiară a comunii, dar haideți să trecem asta. Pe proiectul acesta de la 5, toate comisiile au dat avize favorabile, atât Comisia Cultură, cât și Comisia Juridică. Aviz favorabil. Eu vreau să întreb ceva, Mioara. Nu crezi că... Ce vreau să întreb? Tu la salarii până în octombrie n-aveai bani asigurați, că am văzut acolo ai luat niște bani și atât punctual pe salarii. Ți-i lași că... Dar e treaba mea, mă, că i-am asigurat eu. Eu am văzut asigurat. Deci întreb tu? Dacă nu... Uite, întreb că sunt consilier. Nu înseamnă că dacă ești primar, poți să-ți trebui. Păi nu, eu am văzut asigurat salariul. Pentru că... puteai să ți-i lași dacă vin vă rectificare la care se dau bani pe salarii, beneficiai de ei. Și ăștia puteai să faci cu totul altceva cu ei. Că cereai bani pe salarii, nu, dar stăteai cum să stai mereu tu. Nu, nu, nu. Uitați că am dus la 61 este poliția locală. Da, văzut. Mai salarii, deci nu mai de grană. Da, da. Da, da, da. Luați explicații domnul președintei, domnul Hadar. Da, eu am... Punctual cine a dus, spune la fost, dacă este de acord. Eu sunt personal, poate fi grană sau salarii. Da, da. Aici, ca să ne explice doamna, deci de la capitolul 5102 ați luat suma de 9400 și ați dus, am înțeles, 930 la salubritate, aici e salarii, cred? Nu, nu, nu. La salubritate noi plătim gunoi. Și n-avem bani la gunoi, strângem, banii primării. Nu, 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 cerdeșunii sunt autorități executive, sunt virări în cadrul capitolului. Virări de credite din cadrul capitolului. Deci plătești gunoi. Plătesc gunoi de la primărie. Ca noi contractul nostru la primărie nu plătește. Ceea ce e comun. Nu, ca să înțelegem, am înțeles, da. Da, dar am întrebat pentru că neavând bani la încasări, poți să-ți asiguri din bugetul local ca să plătești gunoiul ulterior să încasezi. Nu poți face așa ceva. Deci, mă rog. Dacă eviteți o hotărâre cu cea mai mare plăcere, dar nu cine este cadrul legal. Sunt primării care au făcut asta. Nu este cadrul legal. Deci, eu vă spun, cadrul legal nu există. Și de asta țin din aproape, în aproape, mai încasez 10 milioane, mai fac unul de plată, mai încasez. Da, undeva să vă rog, da, mă rog. Da, deocamdată, da. Prin august, august, septembrie, să vă rog. La articolul 20.05.30 ați dus 8.500 pentru obiecte de inventar. Deci da. Am înțeles că ați cumpărat roabe... Nu, aici este strategia. Strategia de dezvoltare. Trebuie plătită factura, strategia de dezvoltare. Da, și mai trebuia 85.000 de lei. Da, păi 12.000 de lei, da. 120 milioane. Și mai trebuia 8.500. Da. Da. Deci bun. Nu pentru ceea ce spunea deci domnul da. Deci, de fapt, nu avem. Bun. 10.000 de lei ați luat de la bunuri și servicii. Ia, domnul doamna Lorban, sună strategia. Mioara, unde este strategia? Este strategie este la doamna la urbanism. Da, și este a doua care e la domnul Matei și vă aduce. Că am identificat-o. Cum nu fi strategia? Nu știam fie. Păi da, întreabă dacă nu știe. Nu spune că nu este dacă... Prin telefon, o secundă. Deci la suma de 10.000 de lei am luat de la lemne de foc, l-am încălzit iluminat, așa, și am dus la telefon. 6.000 de lei, așa. Și 4.000 la materiale. Aici să roagă-ne. Aici să roagă-ne. Da. Dar le-ai dat cheltuieli de materiale, nu vechi de inventar. Și le țin în evidență, sunt materiale care se consumă și că nu le consumă. Și alea sunt treaba aia pe asta. Bun, mai departe. La... Cheltuieli de personal. Cheltuieli de personal 53.700. Da, și-am dus. 44 la poliție. La poliția locală nu am asigurat de cheltuieli, că la ei plătesc... Norma de bani. Și nu am 27 de lei pe zi? 27 de lei pe zi, ori 4 persoane, nu 5 persoane, 4, că ne-am... Persoana contractuală, nu. Însă aici pentru că veni problema. Am înțeles că și în momentul când a venit Curtea de Conturi sau cine a venit, a găsit o problemă cu această a 5-a persoană de la Poliția Comunitară. La Poliția Comunitară, un post de pasnic. De ce? Au dacă era astea da, sunt discuții. Coi, dacă Curtea de Conturi, când vine, sancționează și remediezi. Ori noi n-am avut un astfel de măsură lăsată ca să facem ceva. Deci,
întrebare nu sunt discuții. Acest personal contractual în cadrul poliției nu care nu este pe funcția de paznic, e prevăzut paznic la poliție. E titulat cel public, dar nu e poliție locală. Nu e poliție locală, nu beneficiază din normă, din rană, nici de... Deci eu am dus bani, dar asta nu înseamnă că asigur salariile inclusiv de ce e. Nu mi-ar am înțeles, de asta ți-am zis. Asigur strictul funcționarea... Asta ți-am zis, voi puteți cerea cu 2 miliarde la salarii, da, care sunt dau bani. Nu trebuie bani la salarii, dar nu am bani pentru salarii până la sfârșitul anului. Da. Dar asigur, ai inclusiv, s-a luat prin 2000 la bibliotecă, tot salarii. Da, da, da. Salubritate. 4.000 de lei, tot la salarii. Tot la salarii, da. Cheltuieli și la... Și la agricultură pentru doamna care e pe postul lui Diana și nu să spună salarii. Să asigură salariile din urmă. Dar nu discutăm doamna care în locul doamnei Iași și este pe administrația locală. La capitolul 7002 ați luat 6.310 de la iluminat am factură de plătit pentru întreținere, sistemul de întreținere a iluminatului public. Și în cadrul aceluiași articol. Da, da. Deci de la iluminat, după am factura plătit. Am scris să scrii Băbești acolo odată, dar nu vrei să scrii. Lăsați că la execuție fac Băbești. Domnul profesor, da. Treaba asta putea să o faci în ședința de comisie. Nu care, băi, dar nu trebuie să mai deranjezi când treabă... Hai să faci și nu să faci. Nu, deși e normal, și e așa, să întrebi, să fie lăsuritor. Deci, inițial, toate cheltuielile cu alegerile locale erau prevăzute în bugetul local. Noi l-am prins ca măsură preventivă, că să putea să ne lidea sau să nu ne lidea. Noi l-am prins. Dar sunt bani care au rămas. De guvern. Am luat o parte din banii aceștia și am asigurat la investiție, la modernizare drumului căiului, cheltuie cota noastră? Cota noastră de cofinanțare. Cota de cofinanțare. Foarte mică la nivelul investiției. Ce se întâmplă? Aici am stat, stăteam și mă întrebam. Dacă sunt bani de la alegeri, nu cumva sunt banii care la un moment dat îi vor primi domnii care... Ce să primească, domnul profesor? Domnul profesor, deci banii de la alegeri sunt din venituri din bugetul local pe anul... Noi am prins o sumă de 850, nu să nu mai rețin exact cât, bani care, în eventualitatea în care guvernul nu plătea cei care au lucrat la alegeri, noi să avem bani să plătim personalul. Ori, ei fiind plătiți, banii ăștia au rămas disponibili la nivelul comunicării și pot fi duși pe diverse categorii. Eu mă gândeam, puteți să luați dumneavoastră banii ce ați cheltuit, nu nimic. Nu, corect. Da. Dar ce vreau să zic, din banii ăștia am zis că duci să achitați aia, la ce s-a făcut la voi și sala aia. Deci că n-am două bani, nu am trebuie de credite. Dar nu trebuie, dacă banii puteai să-i prinzi dacă aveai contract și tot ce trebuie. Nu am integrat. La suplimentarea veniturilor? Așa vorbim, așa, cu de unde o să-i dai? De unde? L-ai mai lăsat? Bine. Mă mai trebuie să-i las. Nu am făcut, da. Bun. La suplimentarea veniturilor sunt banii care îi dă Ministerul Mediului. Pentru situații de urgență, 770 milioane. O secundă, nu e adevărat. Este vorba pentru drumul Hertiu. A, lasă aia mare, mă, da. 792. 791 de mii, dar nu e rectificat odată? Dar n-am, noi am o factură, aia a fost de 700 de lei. Păi și-a... Păi da, mă, dar vezi că scrie. E următoarea factură, nu te-ai tranșă, domnul. Da, mă, și următoarea 900, nu mic. Uite, 911 mică, diferența e făcut. Mă, ai scris aici 792 odată. Lăsați-mă un piculeț, că știu despre ce am scris aici, pentru că era numai diferența. Eu știu că e 900 și... 918 da, pentru 770. Da. Ce reprezintă suma asta? Era cofinanțarea care s-a scăzut. Este tranșa de bani care vin noi, ei ne-au dat factura. Dacă se vorbește așa, nu înțelegeți. Domnul profesor, era bine dacă țineați ședința în mână și luați la cuvânt și fiecare să vorbească între ei. Era bine, dacă doamna contabilă era ieri aici și nu era dușnează la Iași. Păi trebuia să fie. Știu, păi nu putea să fie două locuri la același timp. Asta a rămas la 10. Așa trebuia să fie acolo. Ne-am înțeles cu ceea ce... Dar nu vă spun realitatea. Nu te-o țină până la 10 acolo, că la ora 3 termină programul. Nu e adevărat. La ora 5 termină. La ora 5. La ora 5.
Deci am ajuns bine. Ați auzit cifrele din partea doamnei contabile? Eram datoare la, mă scuzați, da. Eram datoare la dumneavoastră cu un răspuns. M-ați întrebat cofinanțarea unității noastre la BDRAP. BDRAP, cofinanțarea noastră. Cofinanțarea noastră este de 199.189, iar bugetul de stat 4.232.598. M-ați întrebat dumneavoastră la BDRAP cât e cofinanțarea noastră, da? Da. Mulțumim, doamna. O să plec, da? Da. Iar cu execuție, atunci o să aveți detaliat? Da, da, da. Păpește. Păpește. Cred că asta se spune. Eu am zis detaliat. Da. Mulțumesc. Ați auzit la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli Comunei Căiuți ca anul 2016. Cine este pentru? Comisiile am spus că au dat aviz favorabil toată. Da. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. În unanimitate a votat acest proiect. În sfârșit, am ajuns la ultimul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 6, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 58/2016, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Căiți. Comisia de Cultură dă aviz favorabil. Comisia Economică, aviz favorabil cu amendament. Comisia Juridică, aviz favorabil cu amendamentul propus. Întrucât două din comisii au dat favorabil cu amendament, dau citire amendamentului propus, adică la Comisia Juridică, când s-a supus la vot proiectul de hotărâre venit de la domnul primar, acel proiect a primit un vot pentru și 3 împotrivă, au fost prezenți 4 membri. Cu amendament a primit 3 voturi pentru și 1 împotrivă. La Comisia Economică văd amendament cu 3 da. 3 da și 1 împotrivă și la dumneavoastră. 2 plus 5 împotrivă. Da, 2 împotrivă, pentru că au fost prezenți toți 5, la noi numai 4. Amendamentul care îl propune Comisia Economică unde este aici obligația? Amendament. Renunțarea la posturile administrator public, consilier personal, paznic, pășune. Nu, ăla ați propus dumneavoastră, de aia am încercuit. Ah, nu e a noastră. Nu e a noastră. Prin urmare, două posturi. Administrator și consilier personal. La Comisia Juridică, amendamentul propus, eliminarea, scoaterea, nu? Scoaterea din organigramă, respectiv statul de funcție a posturilor, posturile administrator public, consilier personal, muncitor calificat paznic de pășune, funcția contractuală de paznic din cadrul compartimentului poliției local. De ce aici... Motivarea, da. Motivarea. De ce am scos treaba aceasta? Am văzut că în poliția locală, compartimentul poliției locale, sunt 4 polițiști locali și a 5-a persoană este funcție contractuală pe post de paznic. Prin urmare, consider că respectiva a 5-a persoană n-a îndeplinit condițiile ca să fie încadrat pe funcția de polițist comunitar și în această cauză, neputând fi angajat, că nu era post la deservire ca să fie al doilea paznic de noapte, a fost băgat în cadrul compartimentului, ceea ce nu mi se pare poliția locală, compartimentul paznic. Domnul profesor, este un post care erați consilier când s-a aprobat. Exact aia a fost forma de angajare la momentul respectiv. Deci nu s-a creat când era paznic, ba din contra, atunci când am format, am
în sala poliția locală, erau doi pazi și ulterior, dacă nu mi-aduc aminte, s-a renunțat la unul că a ieșit tatăl tău la pensie, nu știu. Nu, s-a desfințat un poș, da, ceva de genul. Nu știu cum s-a desfințat, după ce a ieșit la pensie domnul Ghionoiu, așa, însă, într-adevăr, nu poate fi un singur post. Nu are același post, nu are aceleași atribuții. Tot pasnic se cheamă, da, la poliția locală. Nu are aceleași atribuții ca pasnicul Mărcuț. Și atunci fișa postului, ce prevede la el și... Post. O să vadă fișa postului, are altă fișa de post, care din regulamentul poliției locale. Dacă... Sunt atribuții de poliție locală, nu sunt atribuții de administrație. Așa o fi, eu am zis, mie mi s-a părut cel puțin. Da. Însă, practic, el desfășoară pasul cu al doilea. Da, dar postul de bază nu este postul, vorbim de post. Și atunci stau și mă gândesc, nu, cei 45 de lei plătiți de cetățeni pentru poliție locală, acopere și salariul, practic, a acestui al cincilea om. Domnul profesor, deci 45 de lei care nu plătește fiecare gospodării nu acoperă salariile poliției locale. Să fie foarte bine înțeles și asta v-am spus-o și în comisie. Orice taxe și impozit la bugetul local vin într-o oară, bugetul mare. De acolo se plătesc salarii, iluminat. Că altfel, dacă am pune un buget separat pe poliție locale, ar trebui să facem un serviciu separat, bine structurat, cu contabil, cu tot ce trebuie, secretar, care ar trebui să suportăm cheltuieli mult mai mari. Mult mai mari, după ce ar fi. Deci de asta v-am zis. Deci toate taxele fac subiectul bugetului local. Nu, asta mă gândeam, adică din sumele alea plătite de noi la poliția locală și a cincea persoană ar beneficia, e finanțat tot din sumele alea. Ceea ce aici nu mi se pare mie corect. Va trebui să supun la vot amendamentul. Mai și tot că cei de la Comisia Economică discutăm, facem o propunere comună cu dumneavoastră de amendament. Da, și atunci amendamentul care va fi? Dacă va fi comun, mergeți pe amendamentul nostru? Nu. Mergem pe administrator și consilier. Administrator și consilier. Taxi de acord, nu se oportă tot. Eu mai are restul nu să le discutăm. Reducere, reducere de administrație. Nu, să nu angajăm, reducem posturile da. Până la noi reglementări. În economia care se realizează din salariul unui... Și eu mă justific de ce n-am nimic împotrivă, nu trebuie să superi nimic. Pe salariul consilier personal și la administrator se pot asigura salariile comune până la sfârșitul anului celorlalți salariați. Una, a doua. Și în timpul perioadei mele de mandat, poate să vreau mai bună performanță, n-am administratorul public, știți, era Fodor, s-a ocupat și a suplinit foarte mult din activitatea viceprimarului. Nu s-a ocupat de fonduri europene, n-am avut consilier personal, a fost domnul Costel, a stat o perioadă datorită, mă rog, ce a avut dânsul acolo, s-a pensionat 4 ore, noi ne-am avut postul de 4 ore la momentul respectiv, n-am mai putut rămâne angajat. Eu zic că astăzi, cu ce are primăria, personalul care are este destul de abilitate și poate să aducă și fonduri europene, să-și facă și treaba și orice. Și astfel se realizează și... Exact, și trebuie să-i creezi post. La fonduri europene trebuie... Da, la fonduri europene trebuie să știi ca un donator de credit vrei să faci. Aia e măsura de... Ți-ai adus o firmă abilitată. Îți trebuie un om care să plimbe hârtii, să scoată avizii. Dar de ce să nu privim realiști? O avem pe doamna de la urbanism care se poate duce, mai este Cătălina care poate să ducă. Că acum unii mai spune, ținem ciot că acolo, de fapt, de câte ori intri 5-6, cred că care fac copii la hârtie acolo. Nu că sunt eu răutăcios, sau poate era altfel. Dar chiar dacă era la fel, haideți să schimbăm
un mod. Și să nu mai spunem faptul că acum, de ce să nu fiu, eu sunt total, eu v-am zis. Chiar dacă ați promis sau nu postul, eu nu mi-l doresc. Și nici nu știu dacă cineva din partidul meu, el a promis domnul Ploiu. Îl dați, nu îl dați, nu știu dacă și nu mai dorește. Și dacă tot l-ați promis și nu v-ați ținut de cuvânt, atunci nu are sens să-l aveți. Lăsați-l. Nu mai vin din postul de administrator. Și consilier personal. Ei sunt persoane care se fac două lucruri diferite. Ca să angajezi un administrator, trebuie să-i asigur un salariu care știm foarte bine că luăm în foto, da? Și dincolo, 24 și de mai... Și la consilier personal e salariu la jumătate. Iar îi poți da un volum de muncă dublu față, nu dublu. Și pune impozitele la el? Păi dar doi vorbesc cât plătești. Păi dar puneți impozitele și dincolo. Dar eu, în părerea mea, eu nu sunt de acord să încați în schema cu alte persoane. Este și așa, aia aveți cu cine faci treabă. Dacă tot consiliu. Având în vedere că sunt bani la europeni, e păcat să nu accesăm cu europeni. Părerea mea, totuși ar trebui să angajat un personal, un om să ocupe numai de plăi. Eu personal, atunci, eu personal, haideți să vă spun altceva. Un an de zile mă rup să fac un proiect și știu ce înseamnă proiect european. Și de aia trebuie un om să ocupe numai de așa ceva. Domnul, atunci dacă se dorește așa ceva, haideți că este un post în organigram, ascultați-mă un pic. Consilier personal, e o persoană pe perioadă determinată. Pe, posibil pe mandatul primarului. Au un organigram, este postul de investiții. Nu aveam un post. Nu. Ce post noi aveam? Nu mai sunt nimic. Sunt singurile. Care singurile? Administrat de consilier personal. Păi, noi aveam undeva la investiții să angajăm un om. Păi în ce bază să angajăm? Era un organigram, un post. Cel care se ocupă de investiții. Avem 31 de posturi, plus 5 la poliție locală. Noi trebuie să ne angajăm în maximul ăsta, ori acoperite. Desfințați și înființați altceva, dar dacă desfințați, un an nu mai aveți voie pe convergent, vreau să faceți ce. Mă rog, eu faceți cum doriți, votați cum doriți, este părerea mea. Nu știu cât de multă plus valoare poate să aducă consilier personal la fonduri europene. Depinde de om. Este plus valoare, poate să facă un parcurs sau un dipsimul intern. Nu, asta este totul altceva, este la contabilitate. Eu, dacă este vreun post care nu e ocupat pe alt compartiment, creați un post ca să fie un angajat permanent al comunității care se ocupă de fonduri europene. Exact. Care rămâne angajat permanent, nu pe perioada unui primar, de un an, doi, trei sau patru. Pentru fonduri europene trebuie specialiști care se priceapă să întocmească documentația, se umble, se facă la ușă. Noi vom veni în consiliile următoare cu propuneri ca din fondurile europene să se construiască o casă de cultură, locuințe ANL în Comuna Căiuți, stadionul, ca lumea, pentru că avem solicitare de înscriere în campionat și în competiții sportive de handbal. Cu cele, de une bani? Trebuie un meseriaș care să știe să ceară, să întocmească toată documentația necesară pentru fiecare utilă. Eu, ca să nu ne grăbim să creadă cineva că suntem împotrivă, eu zic să putem amâna luarea acestei decizii în ideea în care să analizăm bine, facem o modificare în organigramă și chiar dacă dăm acceptul de a se angaja o persoană pentru fonduri europene, să e o persoană angajată cu statut bine definit la fonduri. Dar trece timpul și trec banii pe lângă noi. Ieri am fost la Iași, astăzi trebuie să merg la Bacău. Păi merge, deci, domnul primar, nu trec banii. Dacă nu aveți o persoană, mâine sunt Bornovești, trei luni, trec banii. Mai ducem încă trei luni, încă două. Dacă, nu, domnul primar, astăzi vă voi știți cu ivreți. Dacă persoana respectivă vine, sunt Bornovești și pleacă, trec banii pe lângă dumneavoastră. Așa mă pot îmbolnăvi și eu și dumneavoastră. Păi, dar nu, pe dacă vă îmbolnăviți dumneavoastră, există altul care mă rupește. Sau aveți o afinitate de a angaja pe cineva și ați promis... Da, am găsit, da, am găsit un om care se ocupe de fonduri europene și vreau să-l aduc la Căiuți. Dar postul nu se angajează prin concurs? Da, bineînțeles. Păi și atunci cum e? I-am arătat postul dinainte? Păi nu. Dacă nu-l din organigram, cum? Domnule, dăm cadrul legal acestei angajări, se organizează concurs prin anunțare, prin afișare, prin... Poate e altul mai bun decât el. Bineînțeles. Eu am zis, creați un post la Consiliul Local care să rămână definitiv.
nu consilier în aparatul unui primar care poate să fie implicat. Da, zis, dar profile mai bine că e perioada mandatului. Poate nu face treaba, nu știu ce, de simțe să faie. Dar poți simța oricum, dacă nu face treaba. Dacă el începe niște lucrări și la jumătatea lucrărilor și după 4 ani pleacă primarul, lucrările le-a și s-a făcut de acolo. Păi nu mai tot ce normal se preda. Ce? Domnule, un angajat în cadrul unității de lucrări administrative cu dreptul are și face treaba generală a unei unități administrative. Consilier personal la un primar nu este clar. Vine cu consilierii, cu proiecțiile. Noi ca consilier, o politizare a unui post în cadrul primării pentru dar un moment special? Da, sigur. Că el nu urcă în da, domnule, se poate. Aveți o grilă, aveți un număr de posturi, 31 plus 5. Renunțăm la un post, doamna secretar, și facem altul. Păi da, am zis, doar până la ședința următoare, o să renunțăm la un post, să creăm unul, rămână cineva fonduri europene, statutar. Dacă îmi permiteți ca să spun și eu două cuvinte, de ce am făcut acest amendament și m-am dus la o altă persoană, cu privire la paznicul de pășuni. Față... De 2008, când eram consilier, paznic de pășune era Oprea Nelu, apoi Cocârlă Gelu. El avea în primire atât pășunea cu împădurită, cât și cealaltă pășune. Acum, am înțeles că pășunea împădurită a fost dată în administrarea ocolului silvic privat, Meren, din județul Constanța, județul Covazna, mă scuzați, iar Islazul, majoritatea suprafețelor din Islaz au fost concesionate. Ei, în această situație, eu am zis, practic, paznicul de pășune nu prea își mai are obiectul acțiunii sale. Dacă se dorește să constituie acel post, din atribuții de pază poate fi dat la poliția locală. Păi, aici am spus eu, din cauza asta am venit cu... Am stat și eu și m-am gândit, domnule, oare n-ar fi bine să descongestionăm puțin, să micșorăm... Să nu mai fiu părerea mea. Propun ca să acest subiect să purtăm o discuție la o ședință ulterioară, să cădem de un consens comun. Da, eu, să luăm o decizie pripită. Eu mi-am mai exprimat punctul de vedere. Dar nu ar fi normal, dacă noi suntem din comuna Trăiți, pășunea împădurită să fie în paza... În paza ocolului, dar am înțeles că ocolul Silvic Căiuț a refuzat cândva ca să ia această pășune. Sunt niște probleme. Trebuie văzut care sunt problemele și trebuie tras la răspundere cei care au răspuns și cei care s-au făcut niște inegalități. În momentul respectiv când s-a făcut, domnul Matei, haideți că eram și vă spun speța. Asta ce înseamnă necesită posturi de împădurat. La momentul respectiv erau problemele cu Bârlenghea și nu mai știu cine, iar pădurarul ălalt, din Pralea, care era pe Chetreanu, a refuzat să ia această suprafață sub bază. Astea au fost motiv, nu că o afinitate sau nu, a fost alt ocol care s-a desfințat, cu ocolul că eu s-a intrat din pasul ăsta, că nimeni nu găsise cine să preia și cum să dea, și efectiv atunci chiar o zice de ocol, bă, duceți-vă la alt ocol, că nu mai leg la cap cu el. Nu are nimeni nimic împotrivă să nu fii la ocolul pe el. Sau în altă parte. Se poate corecta. Se poate corecta, dar taxele nu știu, pot fi mai mari. La pe el. Nu e asta problema. De ce? Au taxa de da, e mai mare. Și asta a fost un motiv, cu 5 lei la hectar sau nu știu cât. Da. Așa e. Da. Ne-am justificat, zic eu, amendamentele pe care le-am adus. Acum, supunem spre aprobare. Am zis că eu am venit cu propunerea să amânăm discuția și aprobarea. Domnul Mersul, supuneți spre aprobare cu amendamentul postul să fie pe perioadă contractual pe perioadă nedeterminată. Dacă spune că nu neapărat să fie... Consilier personal, perioadă nedeterminată. Dar nu pot să fie consilier, că așa e titulatura. Sunt funcționari care sunt consilier, inspector, referent. Nu să înțeleg foarte clar. Este cel cu fondurile europene? Domnul Brăzi, este consilier personal al primarului. De ce nu spui asta? Cum îl ai? Eu am urmă la primarul lui Iarga Negrea. Da, domnule, dar depinde perioada de angajare determinată, dacă e pe mandat sau nedeterminat. O să-l ia, o să-l aducă, o să-l primească și celălalt care va veni, dacă nu pot dânsul, sau altul și altul. Să-l ființeze altul.
Deci desfințarea noastră și transformarea. Păi transformarea, de ce am zis? O să discutăm la următoarea ședință. Desfințăm pe ăsta din consilier personal sau alt post, mă rog, poate dăm și vor alt post și transformăm, facem un post care să fie pe fonduri europene. De ce vă grăbiți cu amândouă două săptămâni? Deci, tai personal, dacă tăiați personal, dispare sintagma. Dar de ce nu dai voie să uite cineva pe organigramă, să o discutăm la o ședință ulterioară? Dar nu e același lucru, nu e același organigram. Care-i tenta de forțat noda? Care-i tenta dumneavoastră de vrei să opriți? Dar nu vreau să opresc. Eu am zis că nu vreau să opresc. V-am zis că nu. Și în ce condiții? Eu am zis că vreau să opresc asta. Deci auditorul, e auditorul vacant, e la achiziții publice, de funcționar public și vacant. Păi la achiziții publice, se ocupă și de investiții. Știți ce? Păi da, dar știți ce trebuie? Păi asta superior, era postul care n-a superior, peste de superioare, știți ce înseamnă 9 ani vechime, specialitatea studiilor. Da, adică, și atunci cum nu pot? De deci, ce? Dar domnul, la anulăm cu ăla și facem alt post. Și lăsăm postul de consilier personal, poate în timpul spațiului. Să punem la vot, să vedem, să votează, să votează, da, da, nu, nu, și carte, nu mai face la vot. Cum să punem la vot? Asta e vorba. Deci nu da. Dus aici. Mișcă în altă parte, pune-i în altă parte. Doamna, eu vă spun, dumneavoastră, părerea mea, dacă sunteți de acord, nu știu, că dăm și cred că vor vota, cum vor vota, nu mă interesează, zic să discutăm calm și pe organigramă la o ședință imediat următoare. Nu cred că stă în apă cineva o săptămână. Tot ne grăbim așa, o facem transparent, ca nu și nu nimeni împotrivă. Dar acum a venit din consilier personal, schimbăm personal la consilier de nu știu care, de ce ne bărmășim așa? Propunerea mea a fost, ca postul de consilier personal care a fost în studii medii, sunt transformat, mă am în studii superioare. Da. Asta e singurul lucru, deci nu mai învârtim 70 de idei și 70. Deci simplu și obiect, ca să înțeleagă fiecare. Deci a fost postul de consilier personal pe studii medii, să duce pe studii superioare. Și pe atât... Condiția ca magistratul dispar. Exact, nu știu ce fel de problemă. Problemă. Deci asta este propunerea mea. Cum? Domnul... Asta a fost propunerea dumneavoastră. Da. Și au mai venit în plus față de ce a zis domnul primar, prin nota mea, niște reactualizări de nume, de... Da, le-ați observat. Deci, până la urmă, în postul rămâne consilier personal sau angajat în cadrul ATE-ului perioadă nedeterminat. Ce vă doriți? Oate? Domnul președinte, am rugămintea să supuneți la vot propunerea făcută de executiv. Da. Deci s-a propus de către executiv ca să se renunțe la postul de... Nu se favorabil? Păi și pe lege, dacă n-are aviz favorabil propunerea făcută de executiv, cum ne urmează? N-are favorabil. Nu are. Nu depindești cu unde. Atunci de ce credeți în extrem mai rar? Deci, luăm pe amendamente. Prima dată, deci amendamentul Comisiei Economice. Deci oricum dumneavoastră, astăzi propunerea domnului primar nu o puteți aproba. Că nu are avizul favorabil la două comisii. Despre ce vorbim? Da. Deci astăzi există două variante, dacă dânsii și nu vor vota în mod cert, o variantă a Comisiei Economice sau o variantă a dumneavoastră. Asta e legalitatea. Despre ce vorbim mai departe? Supunem la vot. Părerea mea, ca să nu vă încurcați, de comun acord, facem o discuție și face obiectul unui noi hotărâri de Consiliu. Chiar dacă vine cu o propunere care o discutăm cu domnul primar și merge pe varianta dânsului. Dar propunerea mea este pusă. Da, a picat pe unul. Nu ai avut să facă la mine. Atunci să ne trage după tine, zi și gata. Asta am zis să discutăm următoarea, în substratul ăsta, neavând aviz favorabil, nu pot să treacă. Deci vă retrageți materialul după ordinea de zi atunci. Ca să nu supunem la vot. Nu, se poate cu votul Consiliului Local, se poate amâna discuția proiectului de hotărâri, ce e așa de greu. Se poate rediscuta într-o ședință ulterioară. Păi da. Supuneți la vot discutarea proiectului de hotărâri în prima ședință. Da. Pe organigram. Vă consult, domnilor consilieri, dacă sunteți de acord, să amânăm discutarea proiectului de hotărâri de la punctul 6 într-o proximă adunare
de Consiliu, tot ședință de Consiliu, până când vom cădea de acord sau vom cădea la o urmă o discuție. Hotărâri cu domnul primar să vedem ce facem. Ori transformăm postul din consilier personal în consilier, într-unul din compartimentele din organigramă, ori renunțăm la un alt post din cele 31 și îl angajăm pe perioadă nedeterminată, atunci să se realizează. Educatura de consilier, referent, inspector, economist, care este denumirea care ar trăbui lucrul lor? Că consilier personal, consilier personal, cred că este și impropriu spus, deși greșit pus acolo, consilier personal. Consilier personal are doar general, care a votat. Nu, domnul profesor. Să-l punem, acesta cu fondurile europene, susțin, este necesar, necesar și să nu mai poartă denumirea de consilier, să fie economist, referent, să fie inspector, oricare dintre. Da. Dacă are studii superioare, se încadrează în toată plaja asta de inspector fondurilor europene. Și să... Cum? Trecem inspector fondurilor europene. Cum? Poate să fie consilier fondurilor. Consilier fondurilor europene. Sigur, și atunci este și mai lămuritoare activitatea acestui... Adică să spunem la fondurilor europene. Domnule, prin că sintagma consilier personal, consilier fonduri europene. Da, domnule, prin lege este denumirea dată de lege. Consilierul personal sau administratorul public sunt persoane care sunt angajate din aparatul propriu direct al primarului. Nu sunt AUAT-ului. Sunt angajați cu perioada de funcționare a primarului. Asta este diferența. Când dacă angajezi un om care este angajat perioadă determinată, este AUAT, pleacă mâine primarul, consilierul personal și administratorul își pierd mandatul, ăla rămâne. Păi și dacă rămâne 4 ani și 4 ani? Rămâi cu 3 proiecte în brațe. Și vine unul care nu știe cu ce să mănâncă, nu trebuie continuat. Domnul Dorman, haideți, uitați. Păi nu, dacă vrea, Haideți să cădem de acord. Ce se întâmplă? Voi supune la vot ca să amânăm discuția acestui proiect de hotărâre și... Și-a retras. Rămâne să-l discutăm în următoarea ședință. Nu vom avea referent, pentru că referentul este cu studii medii. Altceva este? Va fi consilier clasa întâia, grad superior, profesional superior, sau inspector. Rămâne consilier cu fonduri europene. Și așa, dacă am supune la vot, nu trece, pentru că nu are de la comisii, de la două comisii, rămâne la ședința următoare, care bănuiesc că va fi în regim de urgență. La ședința ordinară, să discutăm despre organizarea Ermarocului, condițiile de organizare. Avem o propunere pentru înscrierea în competiții sportive, cu amenajarea terenului de fotbal. Încape și proiectul ăsta de hotărâre. Încărcăm și noi. Da. Deci, fiind retras, nu mai avem ce discuta. Declar. Declar.